Are dreptate, spuse maiorul Petkovici, nu intră în atribuțiile noastre. Dacă vă uitați la secțiunea 15... Vă cred, domnule maior, vom renunța la condamnarea pentru sperjur, rămânem la pașaportul fals. Doctorul Cinar spuse repede, va trebui să dovediți că n-am fost naturalizat cetățean britanic. Unde vă sunt martorii? Veți telegrafia ambasadorului englez? Colonelul Hartep zâmbi. Ar lua prea mult timp, renunțăm la pașaportul fals. Ești de acord, domnule maior? Nu, spuse maiorul Petkovici, consider că ar fi mai corect să amânăm procesul cu acuzațiile minore până când se va da sentința, cu alte cuvinte, un verdict, pentru acuzațiile mai grave. Mie tot una, spuse colonelul Hartep. Și dumneata, capitane? Capitanul dădu din cap rânjii și închise ochii. Și acum, spuse colonelul Hartep, acuzația de conspirație. Maiorul Petkovici îl întrerupse. M-am gândit la aspectul acesta. Cred că trădare trebuie să fie cuvântul folosit în rechizitoriu. Trădare, atunci. Nu, nu, domnule colonel, acum e imposibil să mai modificăm rechizitoriul. Va trebui să rămână conspirație. Pedeapsa maximă? E aceeași. Bine, atunci, doctor Cinar, pledați vinovat sau nevinovat? Doctorul Cinar rămase așa un moment meditând, apoi spuse, există vreo diferență cât de mică? Colonelul Hartep își privi ceasul, apoi atinse o scrisoare care zăcea pe masă. În opinia curții, aceasta ajunge pentru o condamnare. Avea aerul unuia care dorește politicos, dar ferm, să pună capăt discuției. Am dreptul, presupun, să cer ca ea să fie citită și să-l supun unui interogatoriu încrucișat pe soldatul care a ridicat-o. Fără îndoială, spuse zelos maiorul Petkovici. Doctorul Cinar zâmbi. N-o să vă fac probleme, voi pleda vinovat. Dar dacă acesta ar fi fost un tribunal din Belgrad, își spuse el în gând, cu jurnaliștii luându-și notițe în boxa lor, ar fi luptat pentru fiecare pas. Acum că nu era nimeni căruia să îi se adreseze, elocvența îi copleșea mintea, născând cuvinte care puneau la zid și cuvinte care ar fi stors lacrimi. Nu mai era omul furios și taciturn care nu reușise să o impresioneze pe doamna Peters. Curtea se suspendă, spuse colonelul Hartep. În scurta liniște care se lăsă, se putea auzi vântul rătăcind ca un câine de pază furios în jurul clădirilor gării. A fost un interval scurt, doar atât cât să scrie colonelul Hartep câteva propoziții pe o coală de hârtie și să o împingă peste masă tovarășilor lui ca să o semneze. Cei doi soldați se relaxară puțin din poziția lor de drepți. Curtea îl găsește pe arestat vinovat, citi colonelul Hartep. Arestatul Iosef Grünlich e condamnat la o lună de închisoare, după care va fi repatriat. Arestata Coral Musker este condamnată la 24 de ore de închisoare și va fi repatriată. Arestatul... Doctorul Cinar îl întrerupse. Mă pot adresa curții înainte de a se pronunța sentința? Colonelul Hartep aruncă o privire rapidă spre fereastră. Era închisă. La santinele, fețele lor disciplinate erau impasibile și absente. Da, spuse el. Maiorul Petkovici se făcu purpuriu la față. Imposibil, spuse el, absolut imposibil, instrucțiunea 27A, arestatul poate să vorbească doar înainte de suspendarea curții. Șeful poliției privi dincolo de profilul ascuțit al maiorului spre locul unde doctorul Cinar stătea îngrămădit în scaunul lui, cu mâinile împreunate în mănușile gri de lână. O locomotivă șuieră afară și se deplasă huruind încet pe linia de manevră. Zăpada șoptea la ferestre. Șeful poliției era conștient de tresele lungi de pe haina lui și de gaura din mănușa doctorului Cinar. Ar fi cu totul neregulamentar, îi dădea înainte maiorul Petkovici, în timp ce bâșbâia absent cu o mână pe sub masă ca să-și găsească câinele pe care îl trase de urechi. Am luat notă de protestul dumneavoastră, spuse colonelul Hartep și apoi îi se adresă doctorului Cinar. Știți la fel de bine ca și mine, spuse el cu blândețe, că nimic din ce ați spune nu va schimba verdictul, dar dacă țineți neapărat, dacă vă ajută la ceva să vorbiți, o puteți face. Doctorul Cinar se așteptase la un refuz sau la dispreț, iar atunci cuvintele lui s-ar fi revărsat împotriva lor. Blândețea și politețea îl reduseră pentru moment la tăcere. Se simți iarăși invidios pe calitățile pe care doar încrederea în sine și puterea le pot da cuiva. În fața așteptării tăcute și binevoitoare a colonelului Hartep avea limba legată. Capitanul Alexic deschise ochii și îi închise iarăși. Doctorul spuse rar. Medaliile acestea le-ați câștigat servindu-vă patria în timpul războiului. Eu nu am medalii, pentru că îmi iubesc patria mult prea mult. Eu nu lupt pentru teritorii noi, ci pentru o lume nouă.
cuvintele îi secară. Nu avea un public care să-l încurajeze și deveni conștient de caracterul artificial al cuvintelor sale, care nu relevau marea dragoste și marea ură ce-l animau. Fețe triste și frumoase, subțiate de foamete, îmbătrânite înainte de vreme, resemnate în disperarea lor, îi apărură brusc în minte. Aceștia ar fi fost oamenii pe care îi cunoștea, cărora le acordase ajutor și nu reușise să-i salveze. Lumea era în haos dacă lăsa atâta noblețe nefolosită, în timp ce marii banchieri și militarii prosperau. Sunteți angajați să sprijiniți o lume veche, plină de nedreptate și dezordine, spuse el. Pentru oameni ca Vușcovici, care fură micile economii ale săracilor și trăiesc o viață grăbită, plină și prostească timp de 10 ani, după care își trag un glonț în cap. Și totuși sunteți plătiți să apărați singurul sistem care protejează oamenii ca el. Vârâți plevușca în închisori, iar hoții cei mari trăiesc în palate. Maiorul Petkovici zise, ceea ce spune arestatul nu are nicio relevanță asupra cazului, e un discurs politic. Lasă-l să continue. Colonelul Hartep își acoperi fața cu mâna și închise ochii. Doctorul Ciner se gândi că simulează că doarme pentru a-și masca lipsa de interes, dar colonelul deschise iar ochii când Ciner îi se adresă cu indignare. Cât de depășiți sunteți cu granițele voastre și patriotismul vostru. Avionul nu știe ce sunt acele frontiere, nici banchierii nu recunosc frontierele. Apoi doctorul Ciner văzu că pe colonelul Hartep îl întristase ceva și gândul că poate el nici nu-i dorea de fapt moartea, îl făcu să rămână din nou fără cuvinte. Își mișcă neliniștit privirile dintr-un loc în altul, de la harta de pe perete la micul raft de sub ceas, plin de cărți de strategie și istorie militară cu copertele jerpelite. Într-un sfârșit, privirile îi poposiră asupra celor doi soldați de pază. Unul se uita undeva peste el, fără să-i dea nicio atenție, concentrat să aibă privirile fixe și arma în poziția corectă. Celălalt îl privea cu ochi mari, nătângi și triști. Fața aceea se adăugă tristului cortegiu din mintea lui și, timp de o clipă, își dădu seama că beneficia de un auditoriu mai bun decât jurnaliștii, că exista un om sărman care să fie convertit de la o datorie greșită la una bună. Și cuvintele vagi și sentimentale care îl mobilizaseră cândva și l-ar fi putut mobiliza și pe celălalt, îi veniră pe buze. Dar acum era mai viclean, beneficia de experiența categoriei sale, așa că nu-l privi pe om, ci se uită în podele, lăsând privirea să-i se furișeze înapoi ca o coadă de șopârlă. I se adresa la plural cu termenul de frați. Susținu că nu era nicio rușine ca săracii să-și dorească să fie bogați și că nu e vina săracilor că sunt săraci și oprimați. Când toți sunt săraci, nimeni nu e sărac. Bogăția lumii le aparținea tuturor. Dacă va fi împărțită, nu vor exista oameni bogați, dar fiecare va avea destul cât să mănânce și nimeni nu va mai găsi niciun motiv să se rușineze în fața vecinului său. Colonelul Hartep își pierdui interesul. Doctorului Ciner îi pierea individualitatea dată de mănușile gri de lână și de gaura de la degetul mare. Devenise un orator pe butoi, atât și nimic mai mult. Își consultă ceasul și spuse, cred că v-am acordat destul timp. Maiorul Petkovici murmură ceva cu buzele strânse și devenind nervos fără veste, îi dădu câinelui un șut între coaste și spuse, marș afară, totdeauna pretinzi să ți se acorde atenție. Capitanul Alexici se trezi și spuse pe un ton de mare ușurare, ei, gata deci. Doctorul Ciner privi în podele la 5 metri în stânga soldatului de pază și spuse încet, acesta n-a fost un proces, m-au condamnat la moarte încă înainte de a începe. Nu uitați, eu mor ca să vă arăt calea, nu-mi pasă dacă mor, viața n-a fost cine știe ce, cred că voi fi mai de folos mort. Dar, în timp ce vorbea, partea mai lucidă a minții lui îi spunea că existau puține șanse ca moartea lui să aibă vreun efect. Arestatul Richard Ciner este condamnat la moarte, citi colonelul Hartep. Sentința va fi dusă la îndeplinire de ofițerul comandant al garnizoanei din Subotița în interval de 3 ore. Va fi deja întuneric, se gândi doctorul, nimeni nu va afla nimic. Pentru o clipă, toți rămaseră nemișcați, de parcă ar fi fost la un concert unde tocmai s-ar fi încheiat un acord și nu erau siguri dacă trebuie sau nu să aplaude. Coral Musker se trezi. Nu-și putu da seama ce se întâmplă. Ofițerii vorbeau între ei, răsfoind niște hârtii. Apoi, unul dintre ei dădu un ordin, iar santinelele deschiseră ușa și o luară înspre vânt, zăpadă și clădirile albe ce se vedeau ca printr-un văl. Arestații ieșiră și ei. Se țineau aproape unul de celălalt în furtuna de zăpadă.
zăpadă care îi asalta. Nu ajunseră prea departe când Iosef Grünlich îl trase pe doctorul Ciner de mânecă. Nu-mi spui nimic, cu mine ce se va întâmpla? Mergi și taci. Bombănea și gâfâia. O lună în închisoare, îi spuse doctorul Ciner, după aceea vei fi trimis acasă. Așa cred ei, nu? Se cred al naibii de isteți. Rămase tăcut, studiind cu multă atenție poziția clădirilor, se împiedică de o șină și blestemă furios în surdină. Și eu, întrebă Coral, ce se va întâmpla cu mine? Vei fi trimisă acasă mâine. Dar nu se poate, am un contract, o să-l pierd, și pe prietenul meu. Se temuse de această călătorie din cauza că nu înțelegea ce-i spuneau conductorii, din cauza mâncării ciudate și a necunoscutului de la capătul acesteia. Existase un moment, atunci când casierul strigase după ea, când traversa cheiul umed de la Oștende, atunci s-ar fi întors bucuroasă înapoi. Dar din acel moment se întâmplaseră lucruri. Așa s-ar întoarce la acea cameră cu chirie, la pâinea prăjită și sucul de portocale de la micul dejun, la lungile așteptări pe scările agenților cu Ivy, Flo, Phil și Dick, toți oamenii aceia drăguți cu care se săruta și le zicea pe numele mic și nu-i cunoștea deloc. Intimitatea cu o persoană putea face așa ceva, să golească lumea de prietenie, să dea gust searbăd sărutărilor date de femei și flecărelilor vesele, să facă lumea concretă puțin ireală și foarte neinteresantă. Nici doctorul nu conta pentru ea, căci mergeau alături, însă el era într-o altă lume. Își aminti totuși să-l întrebe când ajunseră la ușa sălii de așteptare. Și dumneata? Ce se va întâmpla cu dumneata? El răspunse vag, uitând să se dea deoparte ca să o lase pe ea să intre prima. Eu rămân aici. Pe mine unde or să mă ducă? Întrebă Iosef Grünlich după ce ușa se închise. Dar pe mine? La cazărmi, bănuiesc, cel puțin noaptea asta, nu există tren spre Belgrad, au lăsat soba să se stingă. Încercă să arunce o privire pe fereastră spre țărani, dar se pare că aceștia obosiseră să mai aștepte și plecaseră acasă. Spuse cu ușurare, nu e nimic de făcut. Adăugă apoi cu un umor criptic, e lucru mare să fii acasă. Se văzu pentru moment în fața unui deșert de pupitre din lemn de pin, cu rânduri peste rânduri de fețe răutăcioase și își aminti vremurile când se simțise împresurat de briza rece și ușoară a indisciplinei, când semnale secrete și icnete de râs mascate îi puneau în primejdie pâinea de fiecare zi, pentru că un profesor care nu poate păstra ordinea trebuie până la urmă concediat. Dușmanii lui îi ofereau singurul lucru pe care nu-l cunoscuse niciodată, securitatea. Nu mai trebuia să decidă nimic. Era liniștit. Doctorul Ciner începu să fredoneze o melodie, îi explică lui Coral Masker. E un cântec vechi. Iubitul spune, nu pot veni pe ziua pentru că sunt sărac și tatăl tău mă va alunga cu câinii, dar la noapte voi veni la fereastra ta și te voi ruga să-mi dai drumul. Iar fata spune, dacă latră câinii, stai liniștit în umbra zidului și voi coborâi eu la tine și vom pleca împreună în livada de la capătul grădinii. Cântă primul vers cu o voce puțin aspră, din lipsă de exercițiu. Iosef Grünlich, așezat în colț, se uită mânios la cântăreț, în timp ce Coral stătea lângă soba rece și asculta cu surprindere și plăcere, pentru că acum doctorul părea a fi mai tânăr și mai plin de speranță. La noapte voi veni la fereastra ta și te voi ruga să-mi dai drumul. Nu se adresa unei iubite, cuvintele nu aveau puterea să aducă în memorie fața vreunei fete din anii săi pustii și dedicați politicii, dar i se arătară părinții lui, cu fețele încrețite a râs, fără a mai fi intimidați de omul cel educat, de doctor, de cel aproape domn. Apoi, cu o voce ceva mai înaltă, el cântă partea fetei. Glasul îi era mai puțin aspru și s-ar fi putut să fi fost cândva frumos. Unul din soldații de pază veni la fereastră și privi înăuntru, iar Iosef Grünlich începu să plângă într-un mod absurd, teutonic, gândindu-se la orfanii din zăpadă și prințesele cu inima de gheață, și nici o clipă la Herr Kolber, al cărui trup era purtat acum prin zăpada cenușie din oraș, fiind urmat de doi funcționari într-o mașină și un îndoliat într-un taxi, un holtei mai bătrâior, mare jucător de dame. Stai liniștit în umbra zidului și voi coborâ eu la tine. Lumea era în haos când săracii mureau de foame și bogații nu erau mai fericiți din cauza asta, când hoțul poate fi pedepsit sau recompensat cu titluri, când făinii i se dădea foc în Canada și cafelei în Brazilia, iar săracii din propria lui țară nu aveau bani de pâine și mureau de frig în încăperi neîncălzite.
Lumea era întoarsă cu dosul în sus și el făcuse tot ce-i stătuse în puteri să o pună la loc, dar acum se terminase. Acum era neputincios și fericit. Vom pleca împreună în livada de la capătul grădinii. Și iarăși nu găsi amintirea niciunei fete care să-l consoleze, ci doar fețele triste și frumoase ale săracilor care îi promiseră pacea. Făcuse tot ce-i stătuse în putință. Nu se mai aștepta nimic din partea lui. I-au încredințat nefericirea lor, secretul frumuseții și fericirii lor, ca și pe cel al durerilor, și l-au condus spre întunericul înfrunzit și foșnitor. Santinela își lipi fața de geam și doctorul Cinar se opri din cântat. E rândul dumitale, îi spuse el lui Coral. O, eu nu știu niciun cântec dintre acelea care ar putea să-ți placă, îi spuse ea cu seriozitate, căutând în același timp în memorie ceva mai de modă veche și mai melancolic, ceva care să împace calitatea unei idile triste cu cântecul pe care îl cântase el. Trebuie să ne petrecem timpul cumva, spuse el. Și ea începu brusc să cânte cu o voce slabă și limpede, precum clinchetul unei cutii muzicale. Stăteam într-o mașină cu Michael, mă uitam la o stea cu John, am băut un pahar de bitter cu Peter, într-un bar, dar sorții n-au ghicit, n-o fac nici când. Anul ăsta, anul viitor, poate ai numărat greșit, mai numără drag odată, într-o zi ca niciodată voi fi cea mai bună fată. Asta-i subotița, strigă Maet, când câteva colibe de pământ se năpustiră asupra lor prin furtună, iar șoferul confirmă din cap și arătă cu mâna înainte. Un copil ieși în goană în mijlocul drumului și mașina făcu un viraj ca să locolească. Un pui de găină cârâi și smocuri de pene cenușii zburară prin zăpadă. O bătrână ieși în goană dintr-o colibă și strigă ceva în urma lor. Ce spunea? Șoferul îi adresă un rânjet peste umăr. Evreu împuțit. Acul vitezometrului oscilă și începu să coboare, 70 de kilometri, 60 de kilometri, 50 de kilometri, 40. Soldați pe aproape, spuse omul. Vrei să spui că există o limită de viteză? Nu, nu, blestemații ăștia de soldați, dacă văd o mașină bună, o rechiziționează, tot așa ieși cu caii. Arătă spre câmpuri prin zăpada care se întețea. Țăranii mor cu toții de foame. Am lucrat cândva aici, dar m-am gândit, nu, prefer orașul, ăsta-i de mine. La țară totul e mort. Arătă apoi cu capul spre linia ferată care dispărea în furtună. Un tren sau două pe zi, asta-i tot. Nu-i de mirare că roșii provoacă tulburări. Au fost tulburări? Tulburări? Să fi văzut. Toate depozitele de marfă în flăcări, poșta dărâmată la pământ, poliția era înspăimântată. În Belgrad s-a instituit legea marțială. Voiam să trimit o telegramă de acolo. Va trece oare? Mașina urcă gâfâind în viteza a doua o colină mai mică și ieși într-o stradă de case mizerabile de cărămidă cu reclame scrise direct pe tencuială. Dacă vreți să expediați o telegramă, spuse șoferul, eu aș trimit-o de aici. La Belgrad, jurnaliștii fac coadă la oficiu și poșta e în ruine. Au fost obligați să rechiziționeze vechiul restaurant al lui Nicola. Știți ce înseamnă asta? Ba nu, nu știți, pentru că sunteți străin. Nu-i vorba de gândaci. Cui îi pasă de câțiva gândaci? E sănătos, dar mirosurile... Am destul timp să trimit o telegramă de aici și să prind și trenul? Trenul ăla, spuse șoferul, va sta acolo ore întregi. Au trimis după o locomotivă nouă, dar nimeni nu le va acorda nicio atenție în oraș. Ar trebui să vedeți gara, haosul. Mai bine vă duc eu la Belgrad. V-aș arăta și locurile demne de văzut. Știu casele cele mai bune. Maet îl întrerupse. Mă duc întâi la poștă și apoi vom încerca hotelurile pentru a o găsi pe doamnă. E numai unul. Și apoi la gară. Expedierea telegramei luă ceva timp. Întâi trebuie să-i trimită lui Joyce un mesaj formulat în așa fel încât să nu poată fi acuzat de calomnie de către domnul Ekman. Se hotărâ până la urmă la următorul text. Ekman beneficiază de o vacanță de o lună începând de acum. Te rog să preiei conducerea. Sosesc mâine. Telegrama era menită să-i transmită voința, dar trebuia scrisă folosind codul firmei și, când textul codificat i-a fost înmânat funcționarului prin ghișeu, acesta refuză să o accepte. Toate telegramele erau supuse cenzurii și nu putea fi transmis niciun mesaj codificat. Până la urmă plecă și ajunse să constate că la hotelul care mirosea a plante uscate și insecticid nu se știa nimic despre Coral. Probabil că e încă la gară, se gândi el.
lăsă mașina 100 de metri mai în josul drumului pentru a se descotorosi de șofer, care se dovedea prea vorbăreț și prea săritor, și înaintă singur prin vânt și zăpadă. Trecu pe lângă două santinele din fața unei clădiri și le întrebă pe unde putea ajunge la sala de așteptare. Una din ele îi spuse că acum nu mai exista sala de așteptare. Unde pot primi informații? Cel mai înalt dintre soldați îi sugeră că la șeful gării. Și unde-i biroul lui? Soldatul arătă spre o a doua clădire, dar adăugă cu blândețe că șeful de gară lipsea, era la Belgrad. Maet își ținu în frâu nerăbdarea. Omul era evident bine intenționat. Tovarășul lui scuipă ca să-și arate disprețul și murmură printre dinți ceva despre evrei. Unde pot cere câteva informații? Este domnul major, spuse omul cu îndoială, sau funcționarul de la biroul șefului de gară. Nu puteți vorbi cu majorul, e la cazarmă, spuse celălalt soldat. Maet, fără să se gândească, se dădu mai aproape de ușă, auzise înăuntru un murmur slab de voci. Soldatul cel ursus deveni brusc nervos și brutal, bătu cu patul armei la picioarele lui Maet. Pleacă, nu ne trebuie spion pe aici, pleacă de aici, evreule. Maet se îndepărtă cu calmul rasei sale. Era un calm de suprafață de care nu era conștient, ca o trăsătură moștenită. Sub el simți resentimentul cuiva tânăr și conștient de propria ei importanță. Se aplecă spre soldat cu intenția de a zice în fața inflamată a animalului câteva vorbe de să le țină minte, dar se opri la timp, conștient cu uimire și spaimă de prezența pericolului. În ochii mici și flămânzi strălucea ura și dorința de a ucide. Era ca și cum toate prigonirile, pogromurile, lanțurile, invidia și superstițiile care le-au provocat ar fi fost concentrate într-o hasna întunecată a pământului, iar el se uita acum la ele de pe margine. Făcu câțiva pași înapoi cu ochii la soldat, în timp ce degetele acestuia se strângeau pe trăgaci. Mă duc să-l văd pe funcționarul de la gară, spuse el, deși instinctul îi sugeră să se întoarcă la mașină și apoi înapoi la tren. Nu pe acolo, spuse santinela cea prietenoasă în urma lui, în cealaltă parte, peste linii. Maet îi era recunoscător furtunii care urla și se strecura în rafale între el și cei doi soldați. Unde stătea el, nu bătea vântul pentru că se canaliza în intervalele dintre clădiri și era trimis în vârtejuri pe după colțuri în direcția opusă. Se minuna el însuși de propria insistență de a mai rămâne în gara goală și periculoasă. Își spuse că nu-i era dator fetei cu nimic și știa că ea ar fi de acord cu el. Suntem chit, ar spune ea. Mi-ai dat biletul și eu te-am făcut să te simți bine. Dar era legat de consimțământul ei, de faptul că nu avea nicio pretenție. În fața unei asemenea modestii nu puteai fi altfel decât generos. Trecu peste linii și deschise o ușă. Un bărbat cu părul vâlvoi stătea la un birou și bea vin. Era întors cu spatele și Maet spuse, cu ceea ce el spera a fi un ton autoritar și intimidant: vreau să cer o informație. Nu avea motive să-i fie teamă de un civil, dar când omul se întoarse și îi zări ochii devenind vicleni și insolenți la vederea lui, îl apucă disperarea. Deasupra biroului atârna o oglindă și Maet își văzu în ea cu multă claritate, timp de un moment, propria reflexie. Scund și rotofei cu nasul mare în haina lui de blană și îi trecu prin minte că oamenii aceștia probabil îl urau nu doar pentru că era evreu, ci și pentru că purta însemnele banilor în ambientul lor auster. Așa, spuse funcționarul. Vreau să cer o informație, spuse Maet, despre o fată care a fost uitată aici de Orient Expressul din dimineața aceasta. Ce vreți să spuneți? Întrebă cu insolență funcționarul. Dacă părăsește cineva trenul, e treaba lui. Nu e uitat. Păi cum, trenul a așteptat aici în dimineața aceasta mai mult de o jumătate de oră. Și n-a coborât nicio fată? Nu. Nu sunteți bun să vă uitați la bilete și să verificați? Nu, am spus că n-a coborât nimeni, nu? De ce mai stați aici? Sunt ocupat. Maet își dădu brusc seama că nu va avea de ce regreta dacă va lua de bun cuvântul omului și va pune punct investigației sale. Însemna că făcuse tot ce îi stătuse în putință și se putea simți eliberat. Se gândi un moment la Coral ca la o alee îngustă, invitând pe cineva să intre, dar terminându-se la capăt cu un zid fără ferestre. Mai existau și altele și se gândi o clipă la Janet Pardew, care semăna cu niște străzi mărginite de magazine luminate și încălzite, străzi care
ducea undeva. Ajunsese la o vârstă când ar fi vrut să se căsătorească și să aibă copii, să-și pună pirostriile și să-și sporească tribul. Dar gândurile lui fuseseră prea limpezi. Îi aduseră iar în conștiință pe cineva care nu dovedise nici cea mai slabă speranță de căsătorie, ci se gândise doar la o plată onestă și la propria ei afecțiune. Îi veni iar în minte, ca un țipăt ciudat și neașteptat, exclamația ei: „Te iubesc!” Se întoarse de la ușă la biroul funcționarului, hotărât să facă tot ce putea face, să nu precupețească niciun efort. Ea se putea afla acum într-o situație precară, la ananghie, fără bani, poate înspăimântată. A fost văzută părăsind trenul. Funcționarul gemu: „Ce vreți să fac, să ies în ninsoare și să încep să o caut? V-am spus că nu știu nimica despre ea, n-am văzut nicio fată.” Vocea îi pieri când îl văzu pe Maet scoțându-și portofelul. Maet extrase o bancnotă de 5 dinari și o netezi între degete. „Dacă reușiți să-mi spuneți unde se află, puteți avea două din acestea.” Funcționarul se bâlbâi o clipă, îi veniră lacrimi în ochi și spuse cu dureros regret: Dacă mi-ar sta măcar în putință, sunt convins că aș fi bucuros să vă ajut.” Fața îi se lumină și sugeră plin de speranță: „Ar trebui să încercați la hotel.” Maet puse portofelul la loc în buzunar, făcuse tot ce putuse face, așa că ieși să găsească mașina care l-aștepta. În ultimele câteva ore, soarele fusese ascuns de nori, dar prezența lui se văzuse în strălucirea zăpezii ce cădea în albeața troienelor. Acum apunea și zăpada absorbea cenușiul cerului. Nu va ajunge la tren înainte de lăsarea întunericului, dar chiar și speranța de a prinde trenul deveni vagă, pentru că atunci când ajunse la mașină, constată că motorul acesteia înghețase în pofida covorașelor puse peste radiator. 4. Josef Grünlich spuse: „Unora le arde de cântat.” Deși se jăluise că îi erau uscați, ochii îi erau roșii de plâns și doar cu efort se despărți de fetițele cu chibrituri și de prințesele cu inima de gheață. „Nu mă prind ei așa de ușor.” Începu să se învârtă prin sala de așteptare, apăsând cu degetul umezit pe lemnărie. „N-am fost niciodată închis. S-ar putea să vă surprindă, dar acesta e adevărul. La vârsta mea nu poți începe așa ceva. Și acum mă trimit înapoi, în Austria.” „Ești dat în urmărire acolo?” Josef Grünlich trase de marginile vestei și făcu să tremure cruciulița de argint. „Nu mă deranjează să vă spun, suntem în aceeași oală, nu?” Își suci puțin gâtul într-un acces de modestie. „Am ucis un om, la Viena.” Corol spuse cu oroare: „Vreți să spuneți că sunteți un ucigaș?” Josef Grünlich se gândi: „Mi-ar plăcea să le-o spun, e ceva prea grozav ca să nu afle nimeni despre el. Iute de mână? Păi cum? Ia uitați-vă acolo, Herr Kolber.” O spucitură bruscă a sforii, ochit, două focuri, o zvârcolire și omul mort. Totul în două secunde. Dar mai bine nu. Se încurajă singur, cu prudentul moto al celor de profesia lui, spiritul de pocherist menit să țină mândria în frâu. Nu se știe niciodată. Își trecu degetul roată pe după guler, pe dinăuntru, și spuse nepăsător: „A trebuit să o fac. A fost o chestiune de onoare.” Ezitarea lui fusese infinitezimală. „Tipul a lăsat-o pe fica mea, cum spuneți voi, cu burta la gură.” Își înnăbuși cu greu râsul când se gândi la Herr Kolber, mic și uscat, și la exclamația lui iritată: „Frumos îți mai șade.” „Vreți să spuneți că l-ați omorât doar pentru că și-a făcut de lucru cu fica dumneavoastră?” întrebă uluită Corl. Josef Grünlich ridică mâinile cu gândul în altă parte. Privirile lui cercetau fereastra și măsurau la ce înălțime de la podea se afla aceasta. „Ce puteam face? Onoarea ei, onoarea mea?” „Prostii,” spuse Corol. „Îmi pare bine că eu n-am avut tată.” Josef Grünlich spuse brusc: „Un ac de păr, poate.” „Ce vreți să spuneți? Cum adică un ac de păr?” „Sau un briceag?” „N-am niciun fel de ac de păr. De ce aș avea nevoie de ace de păr?” „Am un coupe-papier,” spuse doctorul Ciner. Când îl dădu, întrebă: „Ceasul meu s-a oprit, îmi puteți spune de câtă vreme suntem aici?” „De o oră,” spuse Iosef. „Așadar încă două ore,” observă gânditor doctorul Ciner. Niciunul din ceilalți doi nu l-auzi. Iosef se duse pe vârfuri la fereastră, ținând cuțitașul în mână, iar Corel îl urmări din priviri. „Vino încoa, Fräulein,” spuse Iosef, și când ea ajunse lângă el, îi spuse în șoaptă: „Ai ceva cremă?”
Ea îi mână un borcănaș cu crema de față din geantă și el întinse crema într-un strat gros peste broasca ușii, lăsând doar o mică pată uscată. Începu să râdă ușor pentru sine și se aplecă aproape la 90 de grade cu ochii la încuietoare. Ce mai broască, jubilă el în șoaptă. Ce mai broască? De ce ai nevoie de cremă? Liniște, spuse el. E ca să nu se audă ce fac. Se întoarse la soba rece și le făcu semn să se adune în jurul lui. Broasca asta, le spuse el cu voce scăzută, e o nimica toată. Dacă îl facem pe unul din soldați să plece undeva, putem fugi. Veți fi împușcați, spuse doctorul Ciner. Nu ne pot împușca pe toți trei deodată, îi răspunse Grünlich. Văzându-i că tac, le vându două ponturi. Întunericul, zăpada. Apoi se opri așteptând decizia lor. Mintea lui lucra ca o mașină bine unsă. El va fi primul care va ieși pe ușă, primul care se va îndepărta, va alerga mai repede decât bătrânul și fata, iar Santinela va trage în fugarul cel mai apropiat. V-aș sfătui să rămâneți, îi spuse doctorul Ciner lui Coral. Nu sunteți în niciun pericol aici. Grünlich deschise gura să protesteze, dar nu mai spuse nimic. Toți trei pândeau fereastra și trecerea uneia din santinele cu pușca petrecută peste umăr. Cât va lua să deschideți ușa? Întrebă doctorul Ciner. 5 minute. La treabă atunci. Doctorul Ciner bătu cu degetul în fereastră și celălalt soldat se apropie. Ochii lui mari și prietenoși mai că se lipiră de sticlă și el se uită în sala de așteptare. În sală era mai întuneric decât afară și nu putu vedea nimic, doar niște siluete neclare mișcându-se agitate încoace și încolo ca să se încălzească. Doctorul Ciner își apropie gura de sticla geamului și îi vorbi soldatului în limba lui. Cum te cheamă? Cranț, cranț, cranț făcea cuțitașul de tăiat hârtie, dar când alunecă, zgomotul ascuțit fu înnăbușit de stratul de cremă. Ninici, spuse o rămășiță de voce prin sticla înghețată. Ninici, repetă rar doctorul Ciner. Ninici, cred că l-am cunoscut pe tatăl dumitale, în Belgrad. Ninici nu păru a se îndoi de o asemenea minciună clară și șturti nasul de geam, dar tot ce ar fi putut vedea din sala de așteptare era acoperit de trăsăturile doctorului. A murit acum 6 ani, spuse el. Doctorul Ciner se hazardă fără un risc prea mare pentru unul familiarizat cu sărăcimea din Belgrad și hrana pe care o mânca aceasta. Da, era bolnav când l-am cunoscut. Cancer la stomac. Cancer? Dureri. Da, da, în burtă. El era. Îl apucau noaptea și atunci fața îi se încingea foarte tare. Mama obișnuia să se așeze lângă el cu o cârpă ca să-l șteargă de sudoare. Ce chestie că înălțimea voastră l-a cunoscut. Să deschid cumva fereastra să putem vorbi mai bine? Cuțitașul lui Grünlich făcea cranț, cranț, cranț. Un șurubel ieși și se auzi un clinchet ca de ac căzut pe podea. Nu, spuse Ciner, tovarășului tău s-ar putea să nu-i placă asta. S-a dus până în oraș la cazarmă ca să-i raporteze ceva maiorului. Este pe aici un străin care pune tot felul de întrebări. Crede că e ceva în neregulă. Un străin? Întrebă doctorul Ciner și gura îi se uscă din cauza speranței. A plecat? Tocmai s-a întors la mașină, mai la vale. Sala de așteptare era plină de umbre. Doctorul Ciner se întoarse pentru un moment de la fereastră și întrebă în șoaptă. Cum merge? Nu s-ar putea mai repede? Încă 2 minute, spuse Grünlich. Este un străin cu o mașină în josul străzii. Caută pe cineva. Coral își împreună mâinile fără zgomot și spuse încet. S-a întors după mine, vedeți? Ați spus că nu se mai întoarce. Începu să râdă ușor și, când doctorul Ciner îi șopti să se liniștească, i-a spuse. Nu-s isterică, sunt doar fericită. Își dăduse de acum seama că această înspăimântătoare aventură avusese până la urmă și partea ei bună. Îi arătase că el ținea la ea, altfel nu s-ar fi deranjat în veci să se întoarcă. Probabil că scăpase și el trenul, se gândi ea, și va trebui să ne petrecem noaptea împreună la Belgrad, poate chiar 2 nopți. Începu să viseze la hoteluri elegante, cine copioase și la el care îi punea mâna pe braț. Doctorul Ciner se întoarse iar spre fereastră. Ne este foarte sete, spuse el. Nu ai puțin vin? Ninici clătina din cap. Nu. Adăugă cu o ezitare. Lukic are peste drum o sticlă de rachia. Lăsarea serii făcuse deja drumul mai lung. Lipsea luna care să lumineze oțelul șinelor, iar felinarul din biroul șefului de gară părea să fi fost la 100 de metri depărtare, nu la 30. Fii băiat bun și adune ceva să bem. El clătina din cap. Nu am voie să plec de la ușă.
Doctorul Ciner nu-i oferi bani. În loc de asta, spuse prin sticla geamului că el îl îngrijise pe tatăl lui Ninici. I-am dat să ia tablete când durerile au devenit prea mari. Tablete mici și rotunde? Întrebă Ninici. Da, tablete de morfină. Ninici cântări lucrurile cu fața lipită de fereastră, aproape că îi puteai vedea gândurile mișcându-se ca peștii în ochii săi translucizi. Spuse, ce chestie că i-ați dat tabletele acelea, obișnuia să ia câte una ori de câte ori îl apucau durerile și încă una peste noapte, îl făceau să doarmă. Da, cât de multe am să-i povestesc nevestei mele. Băutura, îl îmboldi doctorul Ciner. Ninici spuse încet, dacă încercați să evadați în timp ce-s plecat, o să dau de bucluc. Doctorul Ciner spuse, cum am putea scăpa? Ușa e încuiată și fereastra e prea mică. Foarte bine atunci. Doctorul Ciner îl văzu plecând și se întoarse cu un suspin trist spre ceilalți. Acum, spuse el. Suspinul venea de la pierderea sentimentului de siguranță. Lupta reîncepea. Era dezagreabilă lui datorie, să scape dacă putea. Un moment, spuse Grünlich, scrijelind la broasca ușii. Nu e nimeni afară, soldatul e de cealaltă parte a liniei ferate. Când ieși pe ușă, trebuie să o iei la stânga și apoi iarăși la stânga printre clădiri. Mașina e în josul străzii. Știu toate astea, spuse Grünlich și încă un șurubel căzu cu un clinchet pe podea. Gata. Eu aș rămâne aici, îi spuse doctorul Ciner lui Corel. Dar nu pot, prietenul meu e chiar aici, în josul străzii. Gata, spuse Grünlich iarăși încruntându-se la ei. Se adunară în fața ușii. Dacă trag, spuse doctorul Ciner, alergați în zigzag. Grünlich împinse de ușă, o deschise și zăpada năvăli în încăpere. Afară nu era chiar atât de întuneric cum fusese înăuntru. Felinarul de la șeful de gară lumina dincolo de linii silueta soldatului în cadrul ferestrei. Grünlich se aruncă primul în furtună. Cu capul plecat până aproape de genunchi, el se buluci înainte ca o minge, ceilalți îl urmară. Nu era ușor să alergi. Vântul și zăpada erau dușmani care se aliau ca să-i împingă înapoi. Vântul le tăia elanul și zăpada îi orbea. Corel icni de durere, lovindu-se de un pilon înalt de fier cu un trunchi ca de elefant care folosea la alimentarea locomotivelor cu apă. Grünlich era mult înaintea ei, iar Ciner era puțin mai în spate și își putea auzi efortul dureros al plămânilor. Pașii lor nu făceau niciun fel de zgomot pe zăpadă, iar ei nu îndrăsniră să strige după șoferul mașinii. Înainte ca Grünlich să fie ajuns la intervalul dintre clădiri, o ușă se izbi de perete, cineva strigă și răsună un foc de armă. Primul efort al lui Grünlich îl epuizase. Distanța dintre el și Corel se micșora. Soldatul trase de două ori și Corel auzi șuieratul gloanțelor mult deasupra capului ei. Se întrebă dacă nu cumva omul trăgea intenționat prea sus. Încă 10 secunde și ar fi trecut de colț, ieșind din raza lui vizuală și ar fi putut fi văzuți de la mașină. Auzi deschizându-se iar o ușă, un glonț șterse zăpada în fața ei și fata alergă din răsputeri. Când ajunseră la colț, era aproape în dreptul lui Grünlich. Doctorul Ciner scoase o exclamație în urma ei și Corel se gândi combol de a să alerge și mai repede, dar înainte de a da colțul se uită în urmă și văzu că acesta se ținea de zid cu amândouă mâinile. Se opri și strigă, Herr Grünlich, dar acesta n-o băgă în seamă și dispăru după colțul clădirii și din vedere. Nu te opri, spuse doctorul Ciner. Lumina ce lucea la orizont, dincolo de norii subțiri, se stinse. Luați-mă de braț, spuse ea. Se execută, dar greutatea lui era prea mare pentru fată, deși el încercă să o facă mai ușoară, sprijinindu-se cu o mână de perete. Ajunseră la colț, luminile din spate ale mașinii clipiră în amurg și în zăpadă, la 100 de metri de ei, iar Corel se opri. Nu pot, spuse ea. El nu răspunse și când ea își trase mâna, alunecă până jos în zăpadă. Preț de câteva secunde, ea se întrebă ce ar fi dacă l-ar lăsa acolo. Își spuse ție și cu convingere că el n-ar aștepta-o. Dar nu ea era cea care se afla în pericol mare, ci el. Se opri ezitând, aplecată să-i vadă fața palidă și bătrână. Observă că doctorul avea sânge pe mustață. De după colț se auzeau voci și fata constată că nu avea timp să se decidă. Doctorul Ciner stătea așezat cu spatele rezemat de o ușă de lemn cu zăvorul tras, iar ea îl târâ înăuntru și închise iarăși ușa, dar se temu să tragă la loc zăvorul. Cineva trecu alergând, un motor tuși, apoi acesta porni și se tură și distanța înghiți zgomotul, transformându-l într-un murmur.
Adăpostul nu avea ferestre. Era destul de întuneric și acum era prea târziu să-l mai părăsească acolo. Coral căută în buzunarele doctorului Chinar și găsi o cutiuță de chibrituri. Când aprinse unul, acoperișul se înălță brusc deasupra ei ca un vrej de fasole. Ceva bloca spațiul la un capăt, ridicându-se până la jumătatea încăperii spre acoperiș. Alt chibrit îi dezvălui niște saci voluminoși clădiți într-o stivă de două ori mai înaltă ca un stat de om. În buzunarul drept al doctorului Chinar se afla un ziar împăturit. Ea smulse o pagină și o răsuci, făcând o făclie ca să aibă destulă lumină până îl trăgea spre celălalt capăt al șopronului, căci se temea că soldatul ar putea deschide ușa în orice clipă. Dar Chinar era prea greu pentru puterile ei. Ținu hârtia aprinsă aproape de ochii lui ca să vadă dacă era conștient și fumul acrul făcu pe bărbat să-și revină. Deschise ochii și o privi perplex. Ea îi șopti: "Vreau să vă ascund între saci." El nu păru să înțeleagă și ea repetă propoziția mai rar și mai distinct. "Ich spreche kein Englisch," spuse el. "Nu vorbesc englezește." "O," se gândi ea, "mai bine l-aș fi lăsat. Mi-aș dori să fiu acum în mașină. Probabil că e pe moarte și nu înțelege un cuvânt din ce îi spun." Coral era îngrozită la ideea de a rămâne singură în depozit cu un om mort. Flacăra se stinse, murind în propria cenușă. Ea pipăi iarăși după ziar, târându-se pe mâini și pe genunchi, rupse o pagină, o răsuci și făcu altă făclie. Apoi constată că rătăcise chibriturile și, tot de-a bușilea, pipăi toată podeaua din jurul ei. Doctorul Chinar începu să tușească și ceva se mișcă pe podea în apropierea mâinii ei. Fata aproape că țipă de frica șobolanilor, dar când până la urmă găsi chibriturile și aprinse hârtia răsucită, văzu că doctorul fusese acela care se mișcase. El se târa chircit spre capătul șopronului. Ea încercă să-l ghideze, dar bărbatul păru să nu fie conștient de prezența ei. Tot timpul cât dură acea deplasare lentă, Coral se întrebă de ce nu venea nimeni să arunce o privire în depozit. Când ajunse la saci și se lăsă jos, cu fața îngropată în ei, doctorul Chinar era complet epuizat. Vărsase sânge pe gură, întreaga responsabilitate cădea iarăși pe ea. Se întrebă dacă nu cumva murea și-și apropie gura de urechea lui. "Să chem ajutor?" Se temea că o să-i răspundă în germană, dar de data aceasta el spuse destul de limpede: "Nu, nu." La urma urmelor, se gândi ea, e doctor, trebuie să știe el mai bine. "Ce pot face pentru dumneavoastră?" îl întrebă ea. El tădu din cap și închise ochii. Nu mai sângera și ea se gândi că se simte mai bine. Trase jos câțiva saci din stivă și făcu un fel de grotă, destul de largă, cât să-i adăpostească pe amândoi, înălțând saci la gura acesteia, în așa fel încât să nu-i poată vedea nimeni de la ușă. Sacii erau grei, plini cu grăunțe și ea nu terminase treaba când auzi voci. Se ghemuie în grotă cu degetele încrucișate să-i poarte noroc. Ușa se deschise și raza unei lanterne se plimbă peste saci deasupra capului ei. Apoi ușa se închise și liniștea se reinstaură. Trecu multă vreme înainte să aibă destul curaj să-și ducă munca la bun sfârșit. "O să pierdem trenul," spuse Maiet, urmărind cum șoferul învârtea manivela fără niciun rezultat. Pornirea automată nu mai era deloc de folos. "Vă duc înapoi mai repede," spuse omul. Până la urmă, motorul începu să se trezească, bodogăni, muri și apoi prinse iar viață. "Acum am pornit," spuse el. Se urcă pe scaunul său și aprinse farurile din față, dar în timp ce încălzea motorul ca să aibă o turație regulată, în întunericul din spatele lor se auzi o explozie. "Ce-i asta?" întrebă Maiet, gândindu-se că o fi fost un pocnet de la țeava de eșapament. Apoi zgomotul se mai auzi odată și, puțin după aceea, se mai auzi un pocnet ca și cum cineva ar fi scos un dop de șampanie. "Se aud împușcături la gară," spuse șoferul, apăsând pe demaror. Maiet îl lovi peste mână, dându-i-o la o parte. "Așteptăm." "Așteptăm?" repetă omul. Apoi explică precipitat. "Sunt soldații, ar fi mai bine să ne cărăm." N-avea de unde să știe că Maiet era gata să-i urmeze sfatul. Era înspăimântat, văzuse în atitudinea soldaților față de el spiritul care făcea posibile pogromurile, dar rămase neclintit. Nu era destul de convins că făcuse tot ce-i stătuse în putință ca să o găsească pe fată în Subotița. "Vin," spuse omul. Pe drumul dinspre gară alerga cineva. La început trecu pe lângă ei în ninsoarea purtată de vânt, apoi deslușiră un bărbat care o cârmea bancoace bancolo, ajunse la ei cu o repeziciune surprinzătoare. Scund și grăsuliu, el se încleștă de ușă ca să urce.
Ce se întâmplă?" îl întrebă Maed. Omul împroșcă puțin cu scuipat în timp ce vorbi. Dă-i drumul repede." Ușa se trânti, iar el se buluci înăuntru și se prăbuși cu răsuflarea tăiată pe bancheta din spate. "Mai este cineva?" întrebă Maed. "Sunteți singur?" "Da, da, singur," îl asigură omul. "Dă-i drumul repede de aici." Maed se întoarse și se aplecă în spate, încercând să-i vadă fața. "Nu-i și o fată?" "Nu, nicio fată." O rază de lumină răsări undeva pe lângă clădirile gării și un glonț ricoșă pe aripa mașinii. Fără să mai aștepte vreun ordin, șoferul apăsă piciorul pe accelerație până la fund și o luă înainte pe drum, hurducându-se din groapă în groapă. Maed mai studie odată chipul străinului. "Nu erați cumva în Orient Express?" Omul dădu din cap afirmativ. "Și n-ați văzut o fată în gară?" Omul deveni volubil. "O să vă spun totul exact așa cum a fost." Nu se înțelegea prea bine ce spunea, unele cuvinte îi erau smulse de zdruncinăturile mașinii. Povesti că fusese reținut pentru că nu declarase o bucățică de dantelă, că fusese tratat foarte dur de către soldați și că s-a tras asupra lui când a reușit să fugă. "Și n-ați văzut nicio fată?" "Nu, nicio fată." Îl privi pe Maed în ochi cu toată onestitatea. Ar fi fost nevoie de o cercetare mai îndelungată pentru a zări în spatele privirii lui neutre scânteia aceea de răutate, mica lucire de viclenie. Deși pereții de lemn vibrau din cauza vântului, era cald între saci, în întuneric, în magazia fără ferestre. Doctorul Cinar se răsuci într-o parte ca să se elibereze de durerea din piept și apoi se întoarse iar, dar aceasta îl urmărea. Doar în momentul întoarcerii cedase puțin. Când rămase nemișcat, durerea reveni, așa că se întoarse și se răsuci toată noaptea. Existau momente când devenea conștient de vântul de afară și lua vâjâitul zăpezii drept zgomotul făcut de pietricelele de la malul mării. În acele momente, în șopron, reînvia imaginea anilor săi de exil, așa că începu să recite declinările din germană și verbele neregulate din franceză. Dar rezistența lui slăbise și, în loc să afișeze în fața călăilor săi un aer sigur și sarcastic, acum plângea. Coral Musker îi așeză capul într-o poziție mai confortabilă, dar Cinar și-l mișcă din nou, întorcându-l fără încetare și murmurând ritmic, în timp ce lacrimile îi se scurgeau în jos pe obraji și de acolo ajungeau în mustăți. Ea renunță la orice tentativă de a-l mai ajuta și încercă să se refugieze în trecut, fugind din fața propriilor temeri, astfel încât, dacă și-ar fi putut vedea gândurile unul altuia, hala s-ar fi umplut cu un amestec foarte ciudat. Sub becurile colorate ce formau titlul spectacolului It's a Baby, un preot își trecea sutana peste braț și se repezea asupra unei table negre cu creta în mână. Câțiva copii îl urmăreau, tachinându-l pe un altul, intrând și ieșind pe ușile din spatele scenei sau plimbându-se în susul și în josul scărilor agenților. Într-o cabină de sticlă, aflată pe malul unei mări cenușii, o femeie îl făcea cu ou și cu oțet pe cel de lângă ea, în timp ce un clopot suna anunțând ora ceaiului sau a intrării la slujba religioasă. "Wasser," șopti doctorul Cinar. "Apă." "Ce doriți?" Ea se aplecă asupra lui și încercă să-i vadă fața. "Wasser, să chem pe cineva?" El nu o auzi. "Vreți ceva de băut?" El nu-i răspunse, ci repetă fără încetare "Wasser." Coral își dădu seama că nu era conștient, dar nervii ei erau încordați și era iritată de faptul că doctorul nu-i răspundea. "Foarte bine atunci, zaci în continuare aici. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, sunt sigură de asta." Tânăra se trase cât mai departe de el și încercă să doarmă, dar vibrația pereților o ținu trează. Gemetele vântului n-o lăsau să ignore pustiul din jur, așa că se târâ înapoi lângă Cinar ca să nu fie singură și ca să se liniștească. "Wasser," șopti el iar. Mâna ei îi atinse fața și Coral se miră de cât de fierbinte și uscată îi era pielea. "Poate că vrea apă," își zise ea și pentru o clipă se gândi cu disperare unde ar putea găsi apă, până când își dădu seama că aceasta cădea peste tot în jurul ei și se aduna lângă zidurile adăpostului. O reținea o vagă îndoială. Era voie să dai apă cuiva care avea febră? Dar, amintindu-și de uscăciunea pielii lui, fata cedă compasiunii. Deși era apă peste tot în jurul ei, nu putea ajunge repede și ușor la ea. Trebuia să-și răsucească două făclii și să iasă din gaură printre saci, fără să le stingă. Deschise ușa adăpostului cu multă îndrăsneală, pentru că acum era pregătită să descopere orice, dar noaptea era întunecoasă și nu era nimeni în jur.
adună o mână de zăpadă, se întoarse în magazie și închise ușa după ea. Curentul iscat de închiderea ușii îi stinse făclia. Tânăra îl chemă pe doctorul Ciner, dar nu auzi niciun răspuns și se înspăimântă la gândul că acesta ar putea fi mort. Cu o mână întinsă în față, înaintă și se lovi imediat de zid. Așteptă o clipă înainte de a face o nouă tentativă și se bucură când auzi o mișcare. Se deplasă spre aceasta și se lovi iarăși de zid. Se gândi tot mai înfricoșată. Ce s-a mișcat acolo trebuie să fi fost un șobolan. Zăpada din mână începea să îi se topească. Strigă iarăși și de data aceasta îi răspunse o șoaptă. Tresări, era atât de aproape de ea și, pipăind într-o parte, mâna ei atinse imediat baricada de saci. Coral începu să râdă, dar se admonestă singură. Nu-i momentul să fii isterică. Totul depinde de tine. Încercă să se consoleze, spunându-și că de data aceasta, pentru prima oară, avea un rol principal, dar era greu să joci cu toată încrederea pentru întuneric și fără aplauze. Când reuși să pătrundă în groata făcută din saci, aproape toată zăpada se topise sau scăpase pe jos, dar apăsă ce-i rămăsese pe gura doctorului. Asta păru să-l ușureze. Stătea nemișcat, iar zăpada îi se topea pe buze și îi se scurgea printre dinți. Era într-atât de liniștit că fata mai aprinse o făclie ca să-i vadă fața și fu surprinsă de privirea lui inteligentă și conștientă. Îi vorbi, dar el era prea plin de propriile lui gânduri ca să-i răspundă. În situația dată, Ciner cântărea dimensiunea acestui al doilea eșec. Știa că e pe moarte, fusese adus în simțiri de atingerea rece de pe limbă și după o clipă de perplexitate și-a mintit tot ce se petrecuse. Putea spune în ce loc fusese împușcat după durerea pe care o simțea. Era conștient de propria febră și de hemoragia ascunsă și fatală de dinăuntru. Pentru o clipă se gândi că ar fi de datoria lui să-și steargă zăpada de pe buze, apoi își dădu seama că nu mai avea alte datorii în afară de cele către sine însuși. Când fata aprinse făclia, el se gândi. Grünlich scăpase. Îl amuză să aprecieze cât de greu i-ar fi unui creștin să împace reușita acestuia cu propria lui moarte. Zâmbi puțin malițios. Dar apoi educația sa creștină își luă o revanșă ironică asupra doctorului, pentru că și el începea să împace evenimentele din ultimele zile și să se întrebe unde anume greșise și cum se făcea că alții reușiseră. Văzu expresul în care călătorise răsfâșiind ca o rachetă cerurile întunecate. Ei se încleștau de el prin orice stratagemă le stătea în putere, înclinându-se când într-o parte, când în cealaltă și schimbându-și punctul de sprijin când încoace, când încolo. Trebuia să fii foarte viu, foarte flexibil, să profiți de orice. Zăpada de pe buze îi se topise și efectul ei trecea. Înainte ca făclia să pâlpâie și să se stingă, privirea îi se încețoșă, iar magazia uriașă cu stivele ei de saci se depărtă de el în întuneric. Nu avea senzația că se află înăuntru, se gândi că fusese lăsat în urmă să o privească dispărând. Mintea îi se încețoșă și curând începu să cadă, cu respirația tăiată, printr-un spațiu infinit, simțind în cap și în piept un gol pătruns de vânt, pentru că nu reușise să se țină pe ceea ce era uneori un vapor, alteori o cometă, lumea însăși sau doar un tren rapid din Oștende până la Istanbul. Mama și tatăl lui se înclinară în fața sa cu fețele lor brăzdate și subte și îl urmară prin eter dincolo de vârtejul stelar, spunându-i că erau bucuroși și recunoscători că el făcuse tot ce putuse, că fusese credincios. Rămăsese fără respirație și nu le putu răspunde, tras în jos de o gravitație ce îi provoca dureri imense. Voia să le spună că fusese condamnat tocmai de credința lui, că trebuie să te apleci când într-o parte, când în cealaltă ca să-ți păstrezi echilibrul, dar se văzu nevoit să asculte tot drumul ipocritele lor consolări, căzând și iar căzând, potopit de dureri. Era imposibil de spus din magazie cât de noapte era. Când Coral aprinse un chibrit ca să se uite la ceas, fu dezamăgită să vadă ce încet trecea timpul. După o vreme, rezerva de chibrituri se împuțină și nu îndrăsni să mai aprindă unul. Se întrebă dacă n-ar trebui să iasă din adăpost și să se predea, pentru că acum începea să-și dorească cu disperare să-l vadă pe Maet. Acesta făcuse mai mult decât putea aștepta de la el ca răsplată și era puțin probabil că se va mai întoarce odată. Dar îi era teamă de lumea de afară, nu de soldați, ci de agenți, de scările lungi, de proprietărese, de vechea ei viață.
Atâta vreme cât zăcea lângă doctorul Ciner, mai păstra ceva din Maiet, o amintire pe care o împărtășeau amândoi. Desigur, își spuse ea, pot să-i scriu, dar s-ar putea să treacă luni de zile înainte ca el să se întoarcă iar la Londra și nu se putea aștepta ca afecțiunea și dorința lui să dureze câtă vreme ea lipsea. Mai știa că îl putea face să o vadă când se va întoarce. Va simți că e de datoria lui să-i ofere cel puțin un prânz. Nu banii lui mă interesează, șopti ea cu voce tare în besna magaziei, lângă muribund. Sentimentul ei de dezolare, conștiința faptului că, dintr-un motiv sau altul, doar Dumnezeu știa de ce îl iubea, o făcu pentru un moment să se revolte. De ce nu? De ce nu i-aș scrie? S-ar putea ca lui să-i placă, s-ar putea să mă dorească încă și dacă nu, de ce n-aș face scandal? M-am săturat să fiu decentă, să fac întotdeauna ceea ce se cuvine. Gândurile ei erau foarte apropiate de cele ale doctorului Ciner când exclamă în gând că de fapt nu merită. Știa însă prea bine că era în firea ei, că se născuse astfel și trebuia să se descurce cu asta cum putea. Ar fi fost neîndemânatică procedând altfel, neînduplecată când ar trebui să fie îngăduitoare, milostivă când ar trebui să fie strictă. Nici măcar acum nu putea nutri multă vreme invidie și admirație la gândul că Grünlich se depărta în mașină alături de Maiet. Gândurile ei se întoarseră cu prostească fidelitate la Maiet însuși, la ultima imagine a lui pe care o păstra, cea din vagonul restaurant, când tânărul mângâia cu degetele tabachiera lui de aur. Dar era permanent conștientă de faptul că Maiet nu avea nicio calitate care să justifice fidelitatea ei, doar că așa era ea și el fusese bun cu ea. Se întrebă o clipă dacă nu cumva situația doctorului Ciner nu era oarecum aceeași, fusese prea credincios unor oameni care s-ar fi ales cu mai mult dacă el ar fi fost mai viclean. Îl auzi respirând cu dificultate în întuneric și se gândi iar fără înverșunare sau reproș că nu merită. Răscrucea drumurilor apăru brusc în lumina farurilor. Șoferul ezită o fracțiune de secundă în plus, apoi răsuci volanul și făcu mașina să se învârtă pe două roți. Josef Grünlich se văzu trimis dintr-un capăt al banchetei în celălalt și icni de spaimă. Nici nu mai îndrăsni să deschidă ochii până când mașina nu ajunse iarăși cu patru roți pe sol. Părăsiseră șoseaua principală și mașina se hurduca pe făgașele unui drum de țară, împroșcând cu lumina ei dură copacii înmuguriți și transformându-i în siluetă de carton. Maiet se aplecă de pe locul lui de lângă șofer și explică. Evită subotița și trece peste linii la un pasaj pentru vite. Trebuie să vă țineți bine. Copacii dispărură și mașina se năpusti brusc, mugind în josul dealului printre câmpurile goale acoperite de zăpadă. Noroiul uliței fusese bătătorit de copitele vitelor și înghețase. Două lumini roșii le apărură în față undeva mai jos și un segment scurt de șină lucii cu picături de smarald. Luminile zburară în spate și se auzi o voce strigând peste zgomotul motorului. Trec prin ei, întrebă omul calm, cu piciorul pregătit să apese pe accelerație. Nu, nu!" exclamă Maiet. Nu vedea de ce ar fi intrat în încurcături de dragul unui străin. Îi putea zări pe oamenii ce țineau lanterne în mâini, purtau uniforme cenușii și erau înarmați cu revolvere. Mașina opri între ei, sărind peste prima linie și apoi rămânând nemișcată ca o barcă eșuată. Unul dintre soldați spuse ceva și șoferul traduse în germană. Dorește să vă vadă actele. Josef Grünlich se lăsă tăcut pe spate, rezemat de spătarul banchetei, picior peste picior. O mână i se juca leneșă cu lanțul de argint. Când unul dintre soldații prinse privirile, el îi zâmbi cu blândețe și salută din cap. Oricine l-ar fi luat drept un negustor amabil care călătorea cu secretarul lui. Maiet, încotoșmănat în haina lui de blană, era cel care se zăpăcise, amintindu-și de femeia care îi strigase evreu împuțit, de privirile santinelei, de insolența funcționarului. Tocmai în asemenea colțuri pustii de lume, printre câmpuri înghețate și vite slăbănoage, te puteai aștepta să găsești încă vii vechile aversiuni ale lumii. Un soldat îi lumină fața cu lanterna și repetă somația cu nerăbdare și dispreț. Maiet își scoase pașaportul. Omul îl ținu cu susul în jos și examină de aproape leul și unicornul, apoi rosti singurul cuvânt pe care îl știa în germană. Engländer?
Maert dădu din cap, iar omul aruncă pașaportul înapoi pe banchetă și deveni preocupat de hârtiile șoferului, care se deschideau într-un pliant lung, asemenea cărților pentru copii. Josef Grünlich se aplecă prevăzător în față și luă pașaportul lui Maert de pe banchetă. Când lanterna roșie îi lumină fața, rânji și flutură pașaportul. Soldatul îl chema pe prietenul lui și îl cercetară în lumina scăzută, vorbind unul cu celălalt în șoaptă, fără să dea atenție gestului său. Ce vor?" se plânse el, fără să-și modifice zâmbetul încremenit și larg. Unul din oameni dădu un ordin pe care șoferul îl traduse. Ridicați-vă!" Cu pașaportul lui Maiet într-o mână și cu cealaltă pe lanțul lui de argint, Iosef se execută, iar soldații îl măsurară cu lanterna din cap până în picioare. Nu avea palton și tremura de frig. Unul din soldați râse și îl împunse cu degetul în stomac. Vor să vadă dacă e adevărată, explică șoferul. Ce să fie adevărată? Rotunjimea dumneavoastră. Josef Grünlich trebuie să simuleze amuzamentul ca răspuns la insultă și zâmbetul la zâmbet. Respectul lui de sine fusese știrbit de doi idioți anonimi, pe care n-o să-i mai vadă niciodată. Altcineva va trebui să poarte durerea acestei rușini, pentru că mândria și acum durerea lui era faptul că nu uita niciodată o insultă. Se strădui să-l convingă pe șofer în germană. Nu poți da cu mașina peste ei? Între timp, le rângea celor doi și agita pașaportul, iar aceștia îl bârfeau punct cu punct. Apoi se traseră un pas în spate și dădură din cap, iar șoferul apăsă pe demaror. Mașina se ridică peste șine și apoi urcă încet o pajiște lungă, plină de făgașe adânci. Josef Grünlich privi în urmă și văzu cele două lămpi roșii legănându-se ca două lampioane de hârtie în întuneric. Ce-au vrut? Caută pe cineva, spuse șoferul. Dar asta Iosef o știa destul de bine. Nu lucisese el pe Kolber în Viena, nu evadase el doar cu o oră în urmă din Subotița, de sub ochii unei santinele. Nu era el individul deștept, viclean, rapid în reacții, care nu ezita niciodată. Blocaseră fiecare drum de mașini și totuși el reușise să se strecoare prin barajul lor. Dar, ca printr-o fisură mică și ascunsă, îi veni în minte gândul că, dacă pe el l-ar fi căutat, l-ar fi găbuit. Căutau pe altcineva, altcineva mai important îi preocupa. Transmiseseră semnalmentele doctorului cel bătrân și lent, nu pe ale lui Josef Grünlich, care lucisese pe Kolber și care se lăuda, au trecut 5 ani de atunci și încă n-a fost găbuit. Teama de viteză îl părăsi, în timp ce se zdruncinau prin întuneric, în scârțuielile mașinii antediluviene, el stătea tăcut, gândindu-se câtă nedreptate există pe lume. Coral Musker se trezi cu sentimentul că se afla pe un tărâm străin, diferit, se ridică în capul oaselor și sacul cu grăunțe scârțâi sub ea. Era singurul sunet ce se auzea, foșnetul zăpezii care cădea încetase. Ea trase cu urechea și înțelese înspăimântată că era singură. Doctorul Ciner plecase, nu-i mai putea auzi respirația. De undeva, de foarte departe, prin întunericul vag, ajunse până la ea zgomotul unei mașini care schimba vitezele. Ajunse lângă ea ca un câine prietenos ce se gudură și adulmecă în jur. Dacă doctorul Ciner a plecat, se gândi ea, nimic nu mă mai reține aici. Mă duc să dau de mașina aceea. Dacă este a soldaților, nu-mi vor face nimic și s-ar putea să fie... Dorința îi lăsă fraza deschisă precum ciocul deschis al unei păsări flămânzite. În timp ce se ridică în genunchi, întinse o mână în față pentru a se echilibra și atinse fața doctorului. Acesta nu se mișcă și, deși fața îi era caldă, ea îi putu simți sângele scorsos și uscat în jurul gurii ca pielea veche. Țipă odată și apoi rămase tăcută și stăpână pe sine, căută chibriturile și aprinse o făclie, dar mâna îi tremura. Nervii îi cedau sub povara responsabilităților pe care le avea, chiar dacă n-o lăsaseră de tot. I se părea că, începând cu o săptămână în urmă, fiecare zi o pusese în fața unei decizii, a unei temeri pe care trebuise să o ascundă. Avem oferta aceasta la Constantinopol, o primești sau refuzi, mai sunt o duzină de fete pe scară. Apoi Maiet, îndesându-i biletul în geantă, proprietăreasa ei sfătuind-o una și alta, brusca spaimă de străinătate pe chei, la Oștende, cu casierul care strigase în urma ei să-și aducă aminte de el. În lumina făcliei o surprinse din nou aerul de revelație din privirea doctorului, dar era o revelație înghețată care nu se mai schimba. Privi în altă parte și după aceea înapoi și nimic nu se schimbă. Nu mi-am dat seama că e atât de rău, se gândia, nu pot rămâne aici.
Se întrebă chiar dacă nu vor acuza de moartea lui. Străinii ăștia, căror limbă nu putea înțelege, erau capabili de orice. Dar, din cauza unei curiozități bizare, întârzie prea multă vreme, în timp ce făclia era pe sfârșită și se stingea. Avusese cândva și el o femeie, gândul făcu ca el să-și piardă capacitatea de a o impresiona. Nu mai era mortul înspăimântător, așa că îi examină fața mai îndeaproape decât îndrăsnise vreodată înainte. Manierele dispăruseră odată cu viața, băgă de seamă pentru prima oară că fața lui avea trăsături curios de aspre. Dacă n-ar fi fost atât de subtă, ar fi fost respingătoare. Probabil că doar îngrijorarea și hrana pe sponge îi dăduseră aerul de inteligență și o anumită sensibilitate. Chiar și după moarte, sub lumina albăstruie și pâlpâitoare a unei făclii făcute din ziar, fața doctorului era remarcabilă prin lipsa ei de umor. Probabil că, spre deosebire de majoritatea bărbaților, n-avusese niciodată o femeie. Dacă ar fi trăit cu cineva care să fi râs măcar puțin, se gândi ea, nu s-ar afla acum aici, în starea asta, nu ar fi luat lucrurile într-atât de în serios, ar fi învățat să nu se agite fără rost, să lase problemele să treacă. E singura cale posibilă. Îi atinse mustățile lungi. Erau comice, erau patetice și nu l-au lăsat niciodată să aibă un aer tragic. Apoi făclia se stinse și, din cât putea vedea ea din el și curând din cât se gândea ea la el, doctorul era deja ca și îngropat, căci mintea fetei se lăsă purtată de zgomotul slab al unei mașini în trecere și de un sunet de pași. Țipătul ei nu trecuse neauzit. O geană slabă de lumină se strecură pe sub ușa potrivită prost în balamale, se auziră voci și mașina se apropie, torcând din motor pe strada din față. Pașii se îndepărtară, se deschise o ușă și prin pereții subțiri ai șopronului, Coral auzi pe cineva bâșbâind printre saci în încăperea vecină. Un câine amușina, văzu câmpurile plate și monotone de lângă Nottingham, într-o duminică, micul grup de mineri cu care fusese cândva la vânătoare de șobolani, apoi un câine pe nume Spot. Câinele intra și ieșea din grajduri în timp ce ei stăteau toți în cerc înarmați cu bețe. Afară avea loc o discuție în contradictoriu, dar nu putu recunoaște niciuna dintre voci. Mașina se oprise, dar motorul fusese lăsat să meargă molcom. Apoi ușa șopronului se deschise și lumina săltă în sus, spre saci. Se ridică ea însăși într-un cot și îi văzu, printr-o fantă a baricadei ei, pe ofițerul palid și pe soldatul care fusese de pază în fața sălii de așteptare. Aceștia traversară încăperea în direcția ei și pe Coral o lăsară nervii. Nu reuși să îndure să aștepte tot timpul acela lent până va fi descoperită. Erau pe jumătate întorși dinspre ea și când se ridică în picioare și strigă "Aici sunt", ofițerul se întoarse brusc scoțând revolverul. Apoi văzu cine era și o întrebă ceva stând încă în mijlocul podelei cu revolverul ridicat. Ea crezu că îl înțelege și spuse "E mort". Ofițerul dădu un ordin, iar soldatul înaintă și începu să tragă sacii încet unul câte unul. Era același bărbat care o oprise din drumul ei spre vagonul restaurant și îl urâ o clipă până când el își ridică fața și îi zâmbi umil și justificativ, în timp ce ofițerul îl bombarda din spate cu șfichiuiri scurte de nerăbdare. Brusc, în timp ce soldatul trăgea ultimul sac de la gura grotei, fețele lor aproape că se atinseră și clipa aceea a fost ca o întreagă discuție cu un om liniștit. Când văzu că doctorul nu mișca, maiorul Petkovic traversă magazia și puse lumina lanternei direct pe fața aceea moartă. Mustățile lungi, palide în lumină și ochii deschiși, reflectară lumina ca plăcuțele indicatoare. Maiorul îi întinse soldatului revolverul. Până dispoziție, urmele fericirii simple care rămăseseră cumva pe sub fațada umilinței căzură. Era ca și cum toate planșeele unei clădiri s-ar fi prăbușit, lăsând pereți în picioare. Era îngrozit, mut și încremenit, iar revolverul rămase nemișcat în palma maiorului. Maiorul Petkovic nu-și ieși din fire. Îl privi pe celălalt, curios și hotărât. Avea toate trăirile specifice cazarmei în degetul mic. Pe lângă cărțile ferfenițite de strategie germană, pe rafturi se mai afla o mică serie de volume de psihologie. Îi cunoștea pe toți soldații săi cu profunzimea unui confesor și știa până unde mergea brutalitatea acestora, până unde le mergeau blândețea, viclenia și simplitatea minților. Știa care le sunt plăcerile, rachia, jocul de cărți,
cărți și femeile, sau ambițiile, deși acestea puteau să însemne doar o poveste palpitantă sau veselă pe care să o împărtășească nevestei. Cel mai bine știa cum să ajusteze pedepsele la caracterul omului și cum să înfrângă voința. Își pierduse răbdarea când soldatul manevrase cu atâta încetineală sacii, dar acum avea răbdare, rămase cu revolverul în palmă și repetă destul de calm comanda privindu-l pe soldat prin ramele sale de aur. Soldatul plecă până la urmă capul, se șterse la nas cu mâna și privi în jur cu coada ochiului, fără tragere de inimă. Apoi luă revolverul și îl vârâ cu țava în gura doctorului Chiner. Iarăși ezită. Își puse mâna pe brațul lui Corel, o împinse cu fața în jos la podea și, în timp ce zăcea acolo, ea auzi împușcătura. Soldatul o scutise să vadă așa ceva, dar n-o putuse scuti de ceea ce vedea cu imaginația. Ea se ridică și alergă spre ușă, vomitând în timp ce alerga. Se așteptase să simtă ușurarea oferită de întuneric, așa că atunci când dădu de strălucirea aspră a farurilor de afară, simți parcă o lovitură înțeastă. Se rezemă cu fruntea de ușă și încercă să se liniștească, simțindu-se infinit mai singură decât atunci când se trezise și îl găsise pe doctorul Chiner mort. Dorea cu disperare, cu durere, să fie împreună cu Maet. Cei de afară se mai certau lângă mașină și în aer se simțea un miros slab de băutură. Ce naiba, spuse o voce. Nodul de oameni se desfăcu în două și domnișoara Warren își făcu apariția trecând printre ei. Fața îi era roșie, inflamată și triumfătoare. O înhăță pe Corel de braț. Ce se întâmplă? Nu, nu-mi spune acum. Ți-e rău. Te scot eu imediat din tărășenia asta. Soldații se plasaseră între ea și mașină, iar ofițerul ieși din depozit și li se alătură. Domnișoara Warren spuse repede și cu voce scăzută. Promite orice, nu contează ce spui. Puse o mână mare și pătrățoasă pe mâneca ofițerului și începu să vorbească, pledând cu insistență. El încercă să o întrerupă, dar cuvintele lui trecură pe lângă ea. Bărbatul își scoase ochelarii, îi șterse și se simți în mare încurcătură. Amenințările n-ar fi avut niciun efect, ar fi putut ea să protesteze toată noaptea, dar îi oferise bărbatului singura momeală pe care nu-i stătea în putere să o refuze, rațiunea. Și în spatele rațiunii îl lăsă să ghicească într-o scăpărare, un argument de altă natură, unul mai prețios, o rațiune de natură diplomatică. Își șterse iar ochelarii, dădu afirmativ din cap și cedă. Domnișoara Warren îi înșfăcă mâna și o strânse, întipărind adânc în degetul lui înfiorat în semnul inelului ei cu sigiliu. Corel se înmuie și alunecă la pământ. Domnișoara Warren puse mâna pe ea. Corel încercă să se elibereze din strânsoare. După toată hărmălaia de dinainte, pământul se ridica plutind spre ea în tăcere. La foarte mare depărtare, o voce spuse: inima dumneavoastră e grav afectată. Și ea deschise iarăși ochii, așteptându-se să vadă sub ea fața aceea bătrână. Dar se afla întinsă pe bancheta unei mașini și domnișoara Warren o acoperea cu un covoraș. Ea turnă un păhărel de brandy și îl duse lui Corel la gură. Mașina porni brusc, făcându-le să se lovească una de alta și alcoolul îi se vărsă pe bărbie. Corel zâmbi spre fața inflamată, drăgăstoasă și purtând semne de beție. Ascultă, drăguțo, spuse domnișoara Warren, pentru început te iau înapoi cu mine la Viena, pot să transmit telegrafic evenimentele și de acolo. Dacă vreuna dintre jigodiile astea murdare încearcă să se dea la tine, nu spune nimic, nici măcar nu deschide gura să zici nu. Cuvintele nu-i spuseră nimic lui Corel, simțea o durere în piept. Când mașina întoarse și o luă în direcția Vienei, văzu cum dispar luminile gării și se întrebă cu obstinată fidelitate unde o fi Maiet. Durerea îi îngreuna respirația, dar era hotărâtă să nu spună nimic. Să vorbească, să-și descrie durerea, să ceară ajutor, ar fi însemnat să-și scoată din minte fie și pentru o clipă fața lui. Urechile ei vor pierde sunetul vocii lui care îi șoptește ce vor face împreună în Constantinopol. N-o să fiu eu prima care uită, se gândi ea cu încăpățânare, luptându-se cu toate celelalte imagini care încercau să răzbată la suprafață. Luminile purpurii ale mașinii, parcate în josul străzii, privirea doctorului Chiner în lumina făcliei. Luptându-se în sfârșit cu disperare împotriva durerii ca să-și recapete suflarea, împotriva dorinței de a țipa din răsputeri, împotriva întunericului din creier care o jefuia până și de imaginile cu care se lupta. Mi-amintesc, n-am uitat, dar nu-și putu reține totuși un țipăt. A fost atât de slab că zgomotul motorului îl înnăbuși. Nu ajunse niciodată la urechile domnișoarei Warren, cum nu ajunse nici repetarea șoaptei care-l urmă. N-am uitat.
Exclusivitate, spuse domnișoara Warren, bătând darabana cu degetele pe covoraș. Vreau exclusivitate, este reportajul meu, exclamă ea cu mândrie, permițând ca undeva în fundul minții, dincolo de titluri și caractere culese în plumb, să ia contur un vis despre Coral în pijama, turnând cafeaua, Coral în pijama amestecând un cocktail. Coral a dormit în apartamentul redecorat și întinerit. Partea 5. Constantinopol. Bună, bună, a sosit cumva domnul Carlton Myatt? Armeanul mărunțel și vioi, cu o floare la butonieră, răspunse într-o engleză tot atât de elegantă și bine croită ca și haina lui de dimineață. Nu, mă tem că nu. Aveți să-i lăsați vreun mesaj? Dar trenul a sosit, nu? Nu, are 3 ore întârziere. Cred că s-a defectat locomotiva undeva lângă Belgrad. Spuneți-i că domnul Joyce... Și acum, spuse recepționerul, aplecându-se confidențial peste pupitru spre 2 tinere americance în transă care îl priveau cu buzele întredeschise pe sub niște sprâncene frumos pensate. Ce pot eu să recomand unor doamne ca dumneavoastră pentru după-amiaza aceasta? Ar trebui să vă luați un ghid pentru bazaruri. Poate dumneavoastră, domnule Calebgian, spuseră ele aproape în aceeași răsuflare. Ochii lor mari și virginali îl urmăriră cum se întoarce pe călcâie la sunetul telefonului. Alo? Alo? Un apel internațional personal din străinătate? Da. Alo? Nu, domnul Carlton Myatt n-a sosit încă. Vreți să lăsați un mesaj? Veți suna iarăși la 6? Vă mulțumesc. Ah, le spuse el apoi celor 2 americance, dacă mi-ar sta în putință, mi-ar face mare plăcere, dar îndatoririle mă rețin aici. Am totuși un văr de al doilea și voi aranja să vă întâlnească aici mâine dimineață și să vă ia la bazar. Acum, pentru după-amiaza aceasta, vă sugerez să luați un taxi spre Moscheea Albastră, trecând pe la hipodrom și după aceea să vizitați apeductele romane. Apoi, dacă luați ceaiul la restaurantul rusesc din Pera și vă întoarceți pentru cină, vă recomand un spectacol pentru seara asta, iar acum, dacă doriți, vă comand un taxi pentru după-amiază de la o firmă de încredere. Amândouă deschiseră gura în același timp și spuseră: ar fi minunat, domnule Calebgian. Și, în timp ce el suna la garajul vărului lui de-al treilea de la Pera, ele trecură în cealaltă parte a holului spre anostul stand de cofetărie și se întrebară dacă să-i cumpere cumva o cutie cu dulciuri. Hotelul țipător și mare, cu holul lui pavat cu plăci de gresie, personal internațional și restaurant care imita Moscheea Albastră, fusese construit înainte de război. Acum, când guvernul se mutase la Ankara și Constantinopolul simțea concurența Pireului, hotelul căzuse puțin în rang. Personalul fusese redus, puteai să rătăcești prin foaierul mare și gol, fără să întâlnești niciun valet și se știa că nici clopoțelul nu prea suna. Dar la pupitrul recepției, domnul Calebgian înfrunta inerția în haina lui binecroită. Calebgian, a sosit domnul Myatt? Nu, domnule, trenul are întârziere. Doriți să așteptați? Și-a reținut un living? O, evident. Aici, băiete, condul pe domnul în încăperea domnului Myatt. Dă-i cartea mea de vizită când sosește. Cele 2 americance deciseră să nu-i dea domnului Calebgian o cutie de rahat deliciul turcesc, dar el fusese atât de drăguț și încântător că voiau totuși să facă ceva pentru el și meditau nehotărâte până când acesta apăru brusc lângă ele. Taxiul dumneavoastră a sosit, doamnelor, îi voi da șoferului instrucțiuni complete, veți constata că e demn de toată încrederea. Le conduse afară și veghe să plece în siguranță. Mica vânzoleală și zarvă se lăsă ca praful și domnul Calebgian se întoarse în liniștea holului. Pentru un moment fusese ca în zilele de odinioară din plin sezon. Timp de un sfert de ceas nu se ivi nimeni. O muscă apărută timpuriu și atinsă de frig muri zgomotos izbindu-se de un geam. Domnul Calebgian sună în încăperea îngrijitoarei ca să se asigure că se dăduse drumul la căldură în camere și apoi se așeză cu mâinile între genunchi fără să aibă nimic de făcut și nici la ce să se gândească. Ușa rotativă începu să se învârtească și intră un grup de oameni. Myatt era primul dintre ei. După el veneau Janet Pardo, domnul Savory și 3 hamali cu bagajele lor. Myatt era fericit. Acesta era pământul lui ales. Un hotel internațional îi era ca o oază familiară, oricât de pustie ar fi fost. Coșmarul din Subotița păli și realitatea lui dispăru cu totul în fața domnului Calebgian, care îi ieși în întâmpinare. Se bucură că Janet putea vedea cum era recunoscut în hotelurile cele mai îndepărtate de casă.
Ce mai faceți, domnule Carlton Myatt? Ne bucurăm teribil să vă revedem." Domnul Calebgian începu să strângă mâini, aplecându-se din șolduri cu dinții lui incredibil de albi, strălucind de o încântare neprefăcută. "Bucuros să te văd, Calebgian. Managerul e plecat, ca de obicei." "Aceștia sunt prietenii mei, domnișoara Pardew și domnul Savory. Întregul hotel e pe umerii lui Calebgian, le explică el lor. Te ocupi de cazarea noastră?" "Așa, da, ai grijă să fie o cutie cu dulciuri în camera domnișoarei Pardew." "Mă așteaptă unchiul meu," începu să spună fără convingere Janet Pardew, dar Myatt nici nu vreau să audă. "Mai poate să aștepte o zi. În noaptea asta trebuie să accept să fii invitata mea aici." Începea iar să-și desfășoare coada de păun cu o încredere pe care o împrumută de la palmieri, coloane și respectul domnului Calebgian. "Au fost două apeluri telefonice pentru dumneavoastră, domnule Carlton Myatt, și un domn vă așteaptă la dumneavoastră în cameră." "Bun, dăm cartea lui de vizită. Camera mea e cea pe care o iau de obicei." Se deplasă rapid spre lift cu buzele strânse de agitație, pentru că în ultimele două zile prea multe fuseseră nesigure și greu de înțeles, iar acum se întorsese la treabă. "Trebuie să fie domnul Ekman," se gândi el, fără să se mai obosească, să se uite la cartea de vizită și fiind brusc foarte sigur de ce trebuia să-i spună. Liftul urcă cu ezitări până la etajul întâi, iar valetul îl conduse printr-un pasaj cam colbăit și deschise o ușă. Soarele năvălea în încăpere și prin geamul deschis putu auzi zgomotul mașinilor. Un bărbat blond și îndesat într-un costum de tweed se ridică de pe sofa. "Domnul Carlton Myatt?" întrebă el. Myatt era surprins, nu-l mai văzuse niciodată pe omul acesta. Se uită la cartea de vizită din mâna lui și citi "Domnul Leo Stein." "A, domnul Stein. Sunteți surprins să mă vedeți?" spuse domnul Stein. "Sper să nu considerați că am dat busna." Era foarte deschis și cordial, foarte englez, se gândi Myatt, dar îl trăda nasul. Nasul care fusese îndreptat printr-o operație estetică și mai purta cicatricea. Ostilitatea între evreul declarat și cel deghizat apărui imediat în zâmbetul conspiratorului, în strângerea vârtoasă de mână, în evitarea privirilor. "Îl așteptam pe agentul nostru," spuse Myatt. "A, sărmanul Ekman, sărmanul Ekman," oftă Stein, clătinându-și capul blond. "Ce vreți să spuneți?" "De fapt, de asta sunt aici, să vă cer să veniți să o vedeți pe doamna Ekman, este foarte îngrijorată." "Vreți să spuneți că el nu mai e?" "Dispărut. Nu s-a mai întors acasă noaptea trecută. Foarte misterios." Era rece. Myatt închise fereastra și, cu mâinile în buzunarele hainei lui de blană, începu să se plimbe în sus și în jos prin încăpere, trei pași încoace și trei pași încolo. Spuse încet. "Nu mă surprinde. Presupun că nu putea da ochii cu mine." "Mi-a spus cu câteva zile în urmă cum simțea că nu aveți încredere în el. Era foarte rănit în sentimentele sale. Foarte rănit." "N-am niciodată încredere într-un evreu care se face creștin," spuse Myatt, foarte rar și răspicat. "O, haideți, domnule Myatt, nu sunteți puțin cam dogmatic?" replică Stein cu o urmă de stânjeneală. "Probabil că da, presupun," spuse Myatt, oprindu-se în mijlocul încăperii cu spatele la Stein, dar cu trupul lui Stein reflectat până la genunchi în oglinda aurită. "Presupun că a mers cu negocierile mult mai departe decât mi-a spus mie." "O, negocierile..." Imaginea din oglindă a lui Stein era și mai stânjenită decât vocea sa. "Acestea au fost desigur încheiate." "V-a spus dumneavoastră că nu va cumpăra?" "A cumpărat." Myatt aprobă din cap, nu era surprins. Probabil că în sfatele dispariției lui Ekman se ascundeau destul de multe. Stein spuse încet. "Sunt foarte îngrijorat în privința sărmanului Ekman. Nu suport gândul că s-ar putea să se fi sinucis." "Nu cred că trebuie să fiți îngrijorat. S-a retras doar din afaceri, presupun. Puțin cam în grabă." "Vedeți," spuse Stein, "avea griji." "Griji? Păi era sentimentul acesta că nu aveți încredere în el și, pe urmă, nu avea copii. Își dorea copii. Avea destule care să-l îngrijoreze, domnule Myatt. Trebuie să fim miloși." "Dar eu nu sunt creștin, domnule Stein. Eu nu sunt convins că mila este una dintre virtuțile supreme. Pot să văd contractul pe care l-a semnat?" "Desigur." Domnul Stein scoase din buzunarul hainei lui de tweed un plic lung împăturit în două. Myatt se așeză, desfășură paginile pe o masă și le citi cu atenție. Nu comentă nimic și nici expresia lui nu trădă nimic. Nimeni n-avea cum să-și dea seama cât de fericit era că se afla iarăși în prezența cifrelor, ceva ce putea înțelege și ceva ce nu avea sentimente.
Când termină de citit, se îndreptă de spinare și își privi unghiile. Îi fuseseră manicurate înainte de a părăsi Londra, dar deja aveau nevoie iar de îngrijire. Domnul Stein întrebă cu blândețe. Ați călătorit bine? Problemele din Belgrad nu v-au afectat, presupun. Nu, spuse Maiet absent. Era adevărat, i se părea că tot acel incident inexplicabil de la Subotița nu fusese real. Foarte curând îl va fi uitat pentru că nu făcea parte din ordinea firească a vieții și pentru că nu avea explicații. Spuse, cred că vă dați seama că un asemenea contract poate fi făcut oricând praf. Nu sunt de aceeași părere, spuse domnul Stein. Sărmanul Ekman a fost agentul dumneavoastră acreditat, l-ați împuternicit să negocieze. N-a fost niciodată împuternicit să semneze asta. Nu, domnule Stein, mă tem că hârtia de aici nu vă e de niciun folos. Domnul Stein se așeză pe sofa și își încrucișă picioarele. Mirosea a tutun de pipă și a lână de calitate. Evident, domnule Maiet, eu nu vreau să vă vâr nimic pe gât, spuse el. Deviza mea este nu lăsa niciodată la ananghie un tovarăș de afaceri. Aș rupe în bucăți contractul chiar acum, domnule Maiet, dacă asta s-ar cuveni să fac. Dar vedeți dumneavoastră, din moment ce sărmanul Ekman a semnat, cei de la Mult au renunțat. Acum nu vor mai avansa altă ofertă. Știu cât de interesați erau cei de la Mult de stafide, spuse Maiet. Însă vedeți, domnule Maiet, în circumstanțele date și cu toată prietenia, vă anunț că, dacă rupeți contractul, va trebui să-mi apăr interesele. Vă deranjează dacă fumez? Serviți un trabuc. Vă deranjează dacă îmi fac o pipă? Domnul Stein început să îndese un tutun gălbui și dulceag în bolul pipei. Presupun că Ekman s-a ales cu un comision din asta. A, sărmanul Ekman, spuse enigmatic domnul Stein, mi-ar face plăcere să veniți și să o vedeți pe doamna Ekman, e foarte îngrijorată. Dacă a fost vorba de un comision destul de mare, nu e cazul să fie îngrijorată. Domnul Stein zâmbi și își aprinse pipa. Maiet începu să citească iarăși contractul de la capăt. Era adevărat că putea fi demontat, dar instanțele judecătorești prezentau și ele riscurile lor. Un avocat bun îi putea da destulă bătaie de cap și erau cifre pe care nu ți-ai fi dorit să le vezi date publicității. La urma urmelor, afacerea lui Stein prezenta interes pentru firmă. Ce nu-i plăcea lui erau prețul și funcția de director care îi se garanta lui Stein. Până la urmă, chiar și prețul putea fi acceptat, dar nu putea accepta intruziunea unui străin în afacerea familiei. Vă spun eu ce facem, spuse el. Rupem asta și noi avansăm o nouă ofertă. Domnul Stein clătină din cap. Haideți acum, asta n-ar fi chiar cinstit față de mine, nu-i așa, domnule Maiet? Maiet decise ce va face. Nu voia să-i provoace griji tatălui său deschizând un proces. Va accepta înțelegerea cu condiția ca Stein să renunțe la funcția de director, dar încă nu-și va da cărțile pe față. Stein ar putea să se șifoneze. Mai gândiți-vă, vorbim mâine. Un somn bun face minuni, domnule Stein. E, dar mă tem că tocmai asta nu-mi voi putea permite, izbucni vesel domnul Stein. Dacă stau să mă gândesc cum sunt fetele din ziua de astăzi, nu cred. În după amiaza aceasta trebuie să sosească o nepoată de-a mea. A călătorit cu trenul dumneavoastră de la Köln, fica sărmanului Pardow. Maiet își scoase tabachiera și, în timp ce își alesese un trabuc, îi tăie capătul, decise și ce va face. Începea să-l disprețuiască pe Stein. Acesta vorbea prea mult și scăpau informații suplimentare. Nu-i de mirare că afacerile lui nu prosperaseră. În același timp, atenția lui vagă pentru nepoata lui Stein se cristaliză. Descoperirea faptului că mama ei fusese evreică îl făcu să o privească brusc cu mai mult interes. Devenea abordabilă și Maiet regreta că noaptea trecută fusese atât de țeapăn în compania ei. Cinaseră împreună în tren la întoarcerea lui din Subotița, dar el se comporta tot timpul ireproșabil. Spuse fără grabă. O, da, am cunoscut-o pe domnișoara Pardow, în tren. De fapt, e jos în hol chiar acum. Am venit împreună de la gară. A fost rândul domnului Stein să-i cântărească spusele. Când vorbi, o făcu oarecum dintr-un alt unghi. Sărmana fată nu are părinți. Nevastă mea consideră că ar trebui să o convingem să rămână aici. Înțelegeți, eu sunt tutorele ei. Stăteau unul în dreptul celuilalt, având masa între ei. Pe aceasta zăcea contractul semnat de domnul Ekman. Nu se referiră la el. Afacerile păreau lăsate la o parte, dar și Stein și Maiet știau că toată discuția fusese redeschisă. Fiecare era conștient de gândurile pe care le avea celălalt în minte, dar vorbeau pe ocolite. Sora dumneavoastră trebuie să fi fost o femeie încântătoare, spuse Maiet. A moștenit frumusețea de la tatăl ei, răspunse domnul Stein.
Niciunul din ei n-ar fi recunoscut că frumusețea lui Janet Pardo era de vreun interes pentru el. Înainte de a vorbi de ea, i-au fost pomeniți chiar și bunicii. Familia dumneavoastră provine din Leipzig? Întrebă Maet. Adevărat, tatăl meu a fost cel care a transferat afacerea aici. Găsiți că a fost o greșeală? O, cum adică, domnule Maet? Doar ați văzut cifrele, nu sunt chiar așa de rele, doar că vreau să vând și să mă retrag cât încă mă mai pot bucura de viață. Ce vreți să spuneți? Întrebă Maet curios. Cum să vă bucurați de viață? Adică nu sunt foarte interesat de afaceri, spuse domnul Stein. Maet repetă uluit. Nu sunteți interesat de afaceri? Golf, spuse domnul Stein, și o mică proprietate la țară. Acesta este visul meu. Șocul trecu și Maet observă iarăși că Stein lăsa să-i scape prea multe informații. Maniera expansivă a lui Stein era șansa lui. Orientă iar conversația înapoi la contract. De ce ați ținut atunci la clauza asta cu funcția de director? Cred că în privința banilor aș putea veni cu o cifră mai apropiată de a dumneavoastră dacă ați renunța la clauză. Nu vreau neapărat pentru mine, spuse domnul Stein, pufăind din pipă printre fraze și pândind cu coada ochiului cum se lungește scrumul la trabucul lui Maet. Dar mi-ar plăcea, de dragul tradiției, înțelegeți, să fie cineva din familie în Consiliul de Administrație. Scoase un chicotit lung și candid. Dar nu am niciun fiu, nici măcar un nepot. Maet spuse gânditor, va trebui să vă încurajați nepoata. Râseră amândoi și coborâră scările împreună. Janet Pardo nu se vedea nicăieri. Domnișoara Pardo a ieșit, îl întrebă el pe domnul Calebgian. Nu, domnule Maet, domnișoara Pardo s-a dus la restaurant cu domnul Savory. Spune-le să-și amâne prânzul cu 20 de minute, căci domnul Stein și cu mine ne vom alătura lor. Apăru o oarecare ciorovăială în privința celui care să intre ultimul prin ușa rotativă. Prietenia dintre Maet și domnul Stein se lega repede. Când se văzură într-un taximetru, în drum spre apartamentul domnului Ekman, Stein vorbi. Savory acesta, cine este? Doar un scriitor, spuse Maet. Se ține de Janet? La modul prietenesc, spuse Maet. S-au cunoscut în tren. Își strânse mâinile peste genunchi și rămase tăcut contemplând serios subiectul căsătoriei. E foarte drăguță, se gândi el, foarte rafinată, ar fi o gazdă bună și e pe jumătate evreică. Sunt tutorele ei, spuse domnul Stein. Oare n-ar trebui să vorbesc cu el? E înstărit. Da, dar e scriitor, spuse domnul Stein. Asta nu-mi place, scriitorii sunt imprevizibili. Mi-ar plăcea să o văd căsătorită cu cineva bine plasat în afaceri. Cred că i-a fost prezentată de femeia aceea cu care trăiește la Köln. O, da, spuse domnul Stein, simțindu-se inconfortabil. Și-a câștigat singură pâinea în fiecare zi de după moartea sărmanilor ei părinți. Eu nu m-am amestecat. Nu-i rău pentru o fată, dar nevastă mea a considerat că n-ar strica să o vedem, așa că am invitat-o aici. Ne-am gândit că poate i-am găsit o slujbă mai bună pe lângă noi. Se înscriseră într-un sens giratoriu pe după un polițist miniatural ce sta pe o cutie și dirija circulația, după care urcară o colină. Sub ei, între un bloc bizar și gol și un stâlp de telegraf, domurile moscheei albastre se ridicau ca un ciorchine de bule de săpun azurii. Domnul Stein încă nu se simțea prea în largul lui. E bine pentru o fată, repetă el, și în ultima vreme firma mea a ocupat tot timpul, dar când vânzarea asta se va fi încheiat, adăugă el optimist, voi aranja ceva pentru ea. Taximetrul trase într-o curte mică și întunecată, în care se afla un container de gunoi, dar scările lungi pe care urcară erau luminate de ferestre largi și întregul Istanbul părea să se scurgă pe sub ei. Puteau vedea Sfânta Sofia și turnul pompierilor și un canal lung care trecea prin partea de apus a cornului de aur, spre Eyub. Excelent plasat, spuse domnul Stein, nu există apartament mai bun în Constantinopol. Sună la sonerie, dar Maet se gândea cât o fi costat și cu cât contribuise firma la panorama domnului Ekman. Ușa se deschise, domnul Stein nu se deranjă să-și spună numele fetei în casă, ci o luă înainte printr-un pasaj alb, lambrisat, care captura soarele ca pe o fiară brun-aurie între ferestrele sale. Sunteți un prieten de familie? Sugeră Maet. O, sărmanul Ekman și cu mine am fost destul de apropiați în ultima vreme, spuse domnul Stein, deschizând larg o ușă care dădea într-un salon mare și strălucitor, unde un pian, un bol de flori și câteva fotolii de inox erau scăldate în aerul galben pal. Iată, Emma, spuse domnul Stein, l-am convins pe domnul Carlton Maet să vină să te vadă.
Nu existau colțuri întunecate în încăpere și n-aveai unde să te ascunzi de lumina blândă și generoasă, dar doamna Ekman făcu tot ce-i stătea în putință să se ascundă după pianul care se întindea ca o platformă lustruită între ei. Mică și cenușie, era îmbrăcată modern, dar hainele nu îi se potriveau. Îi amintea lui Maiet de o cameristă vârstnică ce poartă rochiile de care s-a lipsit stăpâna. Sub braț avea un malder de cusături și șopti un bun venit de acolo de unde era, fără a se aventura mai în față pe podeaua scăldată de soare. "Spune, Emma," întrebă domnul Stein, "ai primit vreo veste de la soțul tău?" "Nu, încă nu." "Nu," spuse ea și adăugă cu o tristețe senină, "nu te poți baza pe el când e vorba să țină legătura cu cineva." Apoi femeia îi invită să ia loc, începu să dosească într-un coș de lucru mare, gheme de bumbac și lână, bucăți mari de flanelă și ace de croșetat. Domnul Stein privi stânjenit la fotoliile de inox. "Nu înțeleg de ce-o fi cumpărat sărmanul Ekman toate chestiile astea," îi spuse el în șoaptă lui Maiet. Maiet răspunse, "Nu trebuie să vă îngrijorați, doamna Ekman, n-am nicio îndoială că astăzi veți primi vești din partea soțului dumneavoastră." Ea încetă să mai facă ordine și urmări buzele lui Maiet. "Da, Emma," spuse Stein, "imediat ce sărmanul Ekman va afla ce bine ne-am înțeles cu domnul Maiet, se va grăbi să se întoarcă acasă." "O," șopti doamna Ekman din colțul ei, departe de podeaua strălucitoare, "nu mă deranjează dacă nu se întoarce aici, mă duc eu oriunde la el. Aici nu-i acasă," spuse ea cu un mic gest de întărire și scăpă jos un ac și doi nasturi de sidef. "Cu asta sunt de acord," remarcă domnul Stein și își dezumflă obrajii. "Nu înțeleg ce vede soțul tău în toate chestiile astea de inox. Mie mi-ajunge să am câteva piese bune din mahon și două fotolii în care omul să poată trage un pui de somn." "O, dar soțul meu are foarte mult bun gust," șopti disperată doamna Ekman, iar ochii ei speriați cătară pe sub pălăria ei modernă ca un șoarece pierdut într-un garderob. "Ei," spuse Maiet, pierzându-și răbdarea, "sunt sigur că nu există absolut niciun motiv să vă îngrijorați în privința soțului dumneavoastră. A fost necăjit din pricina unor afaceri, asta e tot. Nu există motive să credem că i s-a întâmplat ceva." Doamna Ekman țâșni din spatele pianului și veni în față, traversând podeaua și frământându-și nervoasă mâinile. "Nu de asta mi-este teamă," spuse ea. Se opri între ei și apoi se întoarse împrejur și se duse repede înapoi în colțul ei. Maiet fu surprins. "Atunci, de ce vă este teamă?" întrebă el. Femeia arătă cu capul spre încăperea luminoasă și metalică. "Soțul meu e atât de modern," spuse ea cu teamă și mândrie. Apoi mândria ei pieri și, cu mâinile cufundate în coșulețul ei de lucru, printre nasturi și gheme de lână, adăugă. "S-ar putea să nu dorească să vină înapoi la mine." "Ei, ce spuneți de asta?" zise domnul Stein în timp ce coborau scările. "Sărmana femeie," spuse Maiet. "Da, da, sărmana femeie," repetă domnul Stein, suflându-și nasul într-un mod sincer compătimitor. Simțea că îi e foame, dar Maiet mai avea multe de făcut înainte să ia masa, iar domnul Stein se ținu de el. Cu fiecare taximetru pe care îl împărțeau, simțea că apropierea lor creștea și, lăsând complet la o parte planurile lor privind-o pe Janet Pardoe, intimitatea cu Maiet valora deja pentru el câteva mii de lire pe an. Taximetrul îi hurducă pe o stradă povârnită și pavată cu pietre până în piața înghesuită de lângă oficiul poștal central, iar apoi coborâ iar culmea spre Galata și spre docuri. Urcând până în capătul unei scări jegoase, ajunseră la micul birou al firmei, care gemea de cartoteci și cutii pentru livrări și avea o singură fereastră ce dădea spre partea de sus a unui zid și spre coșul unui vapor. Praful zăcea gros pe pervazuri. Era încăperea care dăduse naștere la salonul acela mare și strălucitor, ca o mamă mai vârstnică, al cărei ultim copil se putea dovedi un artist. O pendulă dulap, care împreună cu biroul umplea aproape tot spațiul rămas, bătu orele două, dar, așa de vreme cum era, Joyce se afla deja acolo. O dactilografă dispăru într-un fel de boxă din fundul încăperii. "Sunt ceva vești despre Ekman?" "Nu, domnule," spuse Joyce. Maiet își aruncă ochii peste câteva scrisori și apoi îl părăsi acolo, ghemuit ca un câine credincios peste biroul lui Ekman și peste malversațiile lui Ekman. "Și acum prânzul," spuse el. Domnul Stein își umezi buzele. "Vă e foame?" întrebă Maiet. "Am luat micul dejun de vreme," spuse domnul Stein, fără niciun reproș în glas.
Dar Janet Pardoe și domnul Savory nu așteptaseră după ei. Deja își beau cafeaua și lichiorul în restaurantul pavat cu greschie albastră, când Myatt și domnul Stein exclamară ce întâmplare fericită era că nepoata lui și cu Myatt se cunoscuseră deja și erau prieteni. Janet Pardoe nu spuse nimic, îl privi doar cu ochi pașnici pe domnul Stein și zâmbi odată în direcția lui Myatt. Lui Myatt îi se păru că spune cât de puține știe el despre noi și îi zâmbi la rândul lui înainte de a-și aminti că nu era nimic de știut. Așadar, presupun că voi doi v-ați ținut unul altuia companie tot drumul de la Köln până aici, spuse domnul Stein. Domnul Savory ținu să afirme, păi eu cred că nepoata dumneavoastră a fost mai mult cu mine. Dar domnul Stein se făcu că nu aude, ignorându-l. Ați ajuns să vă cunoașteți bine, continuă el. Janet Pardoe își întredeschise puțin buzele moi și pronunțate. O, domnul Myatt a avut o altă prietenă pe care a cunoscut-o mai bine decât pe mine. Myatt întoarse capul să comande prânzul și, când deveni iarăși atent la ei, Janet Pardoe spunea cu îngăduitoare și dulce maliție. O, i-a fost iubită, dacă înțelegi. Domnul Stein râse cu poftă. Uită-te la pezevenghiul de el, roșește. Și să știi că l-a părăsit, spuse Janet Pardoe. L-a părăsit? Dar de ce? A bătut-o? E, dacă îl întreb, va încerca să-ți spună că s-a întâmplat o chestie misterioasă. Când s-a defectat trenul, a bătut cu mașina tot drumul înapoi până la ultima gară și a căutat-o. A lipsit o groază și ce legendă încearcă el să facă din toată povestea, ci că a ajutat pe cineva să evadeze de la vamă. Dar fata? Întrebă domnul Stein, aruncându-i lui Myatt o ochea de șmecherească. A fugit cu un doctor, spuse domnul Savory. Nu va recunoaște asta niciodată, spuse Janet Pardoe, arătând cu capul spre Myatt. Ei, să lăsăm asta, sunt destul de neliniștit de situație, spuse Myatt, îi voi telefona consulului nostru de la Belgrad. Să-i telefonez și bunicătii, exclamă domnul Savory și îi privi cu jovială nervozitate când pe unul, când pe celălalt. Era obiceiul lui că atunci când era destul de sigur în privința celui cu care era, să folosească o expresie colocvială dezarmantă care ducea la teșgheaua prăvăliei din trecutul lui la dormitorul slugilor. Mai era uneori luat de val, prins de debordanta încântare de a se vedea acceptat, de a se vedea în cele mai bune hoteluri, vorbind de pe picior de egalitate cu oameni despre care considerase cândva că nu-i va întâlni decât de pe cealaltă parte a baloților de matase și a stivelor de hârtie igienică. Marile doamne care îl invitau la seratele lor literare erau încântate de expresiile lui colorate. Ce farmec avea să etalez un romancier care se trăgea dintr-o familie de prăvăliași dacă acesta nu aducea cu sine vagile rămășițe ale provenienței sale, ceva din izul de teșghea. Domnul Stein îi aruncă o privire. Cred că n-ar strica, îi spuse el lui Myatt. Domnul Savory se simți umilit. Oamenii aceștia făceau parte din minoritatea care nu-i citea niciodată cărțile, care nu recunoștea pretenția lui de a acapara atenția celorlalți. Îl credeau mai degrabă vulgar. Se cufundă ceva mai mult în scaunul său și îi spuse lui Janet Pardoe. Doctorul, nu era prietena ta interesată de el? Dar tânăra simți dezaprobarea celorlalți și nu-și bătu capul să-și amintească povestea lungă și plicticoasă pe care i-o spusese domnișoara Warren. I-o tăie scurt. Nu pot ține socoteala tuturor celor de care este interesată Mabel. Nu mi-amintesc nimic despre doctor. Domnul Stein avea obiecții doar în ce privea vulgaritatea expresiei folosite de domnul Savory. Era foarte mult în favoarea unei mici tachinării oneste legate de fata aceea. Ea ar pecetlui prețioasa lui intimitate cu Myatt. Când primul fel de bucate se află deja pe masă, reveni iar asupra subiectului. Mai spune-ne câte ceva despre isprăvile domnului Myatt. E foarte drăguță, spuse Janet Pardoe cu înduioșare evidentă. Domnul Savory aruncă o privire spre Myatt ca să vadă dacă acesta nu se simțea jignit, dar lui Myatt îi era mult prea foame. Își savura prânzul lui întârziat. Evoluează pe scenă, nu-i așa? Întrebă el. Da, varieteu. Am spus eu că era dansatoare în ansamblu, remarcă Janet Pardoe. Avea pe undeva o notă ușor comună. Vă mai întâlniserăți și înainte? Nu, nu, spuse Myatt în graba mare. A fost o întâlnire întâmplătoare. Câte lucruri nu se întâmplă în trenurile acestea de cursă lungă, exclamă cu ușurare domnul Stein. V-a costat mult?
prinse privirea nepoatei sale și îi făcu cu ochiul. Când ea îi răspunse printr-un zâmbet, se simți încântat. Ar fi fost plicticos să fie una dintre acele fete de modă veche în fața cărora nu poți vorbi deschis. Nimic nu-i plăcea mai mult ca puțină impudoare într-o companie feminină. Atâta vreme, desigur, se gândi el, întorcând un ochi dezaprobator spre domnul Savory, cât asta se făcea cu oarecare rafinament. 10 lire, spuse Maet, făcându-i semn chelnerului. Vai de mine, cât de scump, spuse Janet Pardo și îl privi cu respect. Glumesc, spuse Maet, nu i-am dat niciun fel de bani, i-am cumpărat un bilet. Și pe urmă a fost o problemă de prietenie, e o ființă bună. Ah, spuse domnul Stein. Maet își goli paharul, un chelner venea împingând o servantă pe podeaua din gresie albastră. Mâncarea este foarte bună aici, spuse domnul Savory. Maet se relaxă în aerul familiar, vag aromat de mirosul de mâncare. În unul dintre foaiere se cânta un concert de Rachmaninov. Te-ai fi putut crede la Londra. La sunetul muzicii, o amintire îi năvăli în minte și explodă într-o lumină purpurie, oameni îngrămădindu-se cu capul afară pe fereastră, râzând, vorbind, luându-l peste picior pe cel care cânta la vioară. Murmură numai pentru sine. Era îndrăgostită de mine. Nu intenționase nicio clipă ca aceste cuvinte să răsune tare în restaurantul gol și albastru și se simți încurcat și șocat când le auzi. Sunau al lăudăroșenie și el nu avusese intenția să se laude. Nu aveai de ce să te lauzi că ai fost iubit de o dansatoare din ansamblu. Când toți izbucniră în râs, roșii. Ah, fetele astea, spuse domnul Stein clătinând din cap. Cum știu ele să se dea pe lângă un bărbat? Ține de strălucirea scenei. Îmi amintesc că pe vremea când eram un tinerel, așteptam ore întregi la ușa prin care se ieșea de pe scenă, doar ca să pot arunca o privire unei obrăznicături din primul rând. Ciocolate, invitații la masă. La vederea pieptului cenușiu de gâscă de pe platoul său, se opri o clipă. Luminile Londrei, încheie el. Dacă veni vorba de varieteuri, spuse Maet, Janet, n-ai vrea să vii cu mine la un spectacol în seara aceasta? Folosi numele ei de botez, simțindu-se acum cu totul în largul lui, căci știa că mama ei fusese evreică și că l-avea pe unchiul ei în buzunar. Mi-ar face mare plăcere, dar i-am promis domnului Savory că voi cina cu el. Putem ieși la unul dintre cabaretele acelea de noapte. Dar Maet nu avea intenția să o lase să cineze cu domnul Savory. După amiaza era mult prea ocupat ca să se vadă cu ea. Urma să petreacă ore întregi la birou, încercând să dea de capăt tuturor afacerilor pe care domnul Ekman le încălcise cu atâta ingeniozitate. Mai avea de făcut și vizite. La 3:30, cum trecea cu mașina pe lângă hipodrom, îl zări pe domnul Savory făcând fotografii în mijlocul unui grup de copii. Acționa rapid. De 3 ori îl claxonă din taximetru, strângând para de cauciuc și de fiecare dată copiii izbucniră în râs. Era 6:30 când Maet se întoarse la hotel. Calebgian, domnișoara Pardo se află undeva pe aproape? Domnul Calebgian știa tot ce se întâmpla în hotel, doar agitația lui putea explica precizia cu care afla lucrurile. Se repezea brusc prin holurile pustii, tropotea pe scări în sus și iarăși în jos, dădea o raită prin foaierele mai îndepărtate și apoi revenea iarăși la ghișeul său, unde stătea cu mâinile între genunchi inert. Domnișoara Pardo se schimbă pentru cină, domnule Carlton Maet. Odată, când un membru al guvernului britanic locuia la hotel, domnul Calebgian îl surprinsese pe un vizitator meticulos de la ambasada britanică. Excelența sa este la toaletă, dar nu va rămâne mai mult de încă 3 minute. Dădea fuga pe coridoare, asculta la ușile toaletelor, revenea iarăși la recepție, fără a avea nimic altceva de făcut decât să tot întoarcă în minte frânturile lui de informații. Aceasta era viața domnului Calebgian. Maet bătu la ușa lui Janet Pardo. Cine-i acolo? Pot să intru? Ușa nu-i încuiată. Janet Pardo aproape că terminase cu îmbrăcatul. Rochia îi zăcea întinsă pe pat și ea era în fața toaletei, pudrându-și brațele. Ai într-adevăr intenția să cinezi cu Savory? Întrebă Maet. Ei bine, așa am promis, spuse Janet. Am fi putut cina împreună la Pera Palace și de acolo să mergem la Ptichon. Ar fi fost minunat, nu-i așa? Spuse Janet Pardo. Început să-și aranjeze sprâncenele coperiuță. Cine-i acolo? Maet arătă cu degetul la o fotografie mare, într-o ramă pliată, înfățișând fața pătrățoasă a unei femei. Părul îi era ridicat în vârful capului și fotograful se străduise să dizolve într-o ceață linia ca de piatră a maxilarului. Aceea-i Mabel, m-a însoțit pe tren până la Viena.
Nu mi-amintesc să o fi văzut. Acum are părul tuns scurt. Aia e o fotografie veche. Nu-i place să fie pozată. Arată sinistru. Am pus-o acolo în caz că încep să mă simt pusă pe rele. Scrie versuri. Sunt câteva pe spate. Sunt foarte proaste, cred. Nu mă pricep deloc la poezie. Pot să le citesc? Sigur că da. Probabil ți se pare caragios să-mi scrie cineva mie poezii. Janet Pardoe se uită în oglindă. Myatt întoarse fotografia și citi. Naiadă zveltă, rece, născută în râu, alergând spre mare, mai suportă un an, iazul strâmt, sărat, stâncos. Nu rimează așa-i? Sau rimează, întrebă Myatt. Totuși, ce vrea să însemne? Cred că vrea să fie un compliment, spuse Janet Pardoe, punându-și lac pe unghii. Myatt se așeză pe marginea patului și o privi. Cum ar reacționa, se întrebă el, dacă aș încerca să o seduc. Cunoștea răspunsul. Va izbucni în râs. Râsul era arma defensivă perfectă a castității. Spuse, nu te duci să iei cina cu Savory. Eu unul n-aș vrea să fiu văzut nici mort cu un om ca ăsta, un băiat de prăvălie. Dragul meu, spuse Janet Pardoe, am promis și apoi e genial. O să cobor în hol cu mine, vom sări într-un taxi și vom cina la Pera Palace. Sărmanul om nu mă va ierta în veci, ar fi o chestie. Asta este, își spuse Myatt, trăgând de cravata lui neagră. Acum, când știa că mama ei a fost evreică, totul era mai ușor. I-a fost ușor să discute aprins tot timpul cât a ținut cina și să-și treacă un braț în jurul ei, în timp cât au mers pe jos de la Pera Palace la Ptichon, care se afla lângă ambasada britanică. Noaptea era caldă pentru că nu mai bătea vântul, iar mesele de la grădină erau aglomerate. Subotița a devenit și mai ireală când își aminti zăpada care lizbea în față. Pe scenă, o franțuzoaică în frac defila cambrată încoace și încolo, cu un baston sub braț, cântând un cântec despre Matant, pe care Spinelli îl făcuse popular la Paris cu mai mult de 5 ani în urmă. Domnii turci sorbeau cafele, râdeau, trâncăneau și scuturau din capetele lor mici și brunete, ca niște păsări de casă gălăgioase, dar nevestele lor, nu de multă vreme eliberate de văluri, stăteau tăcute și se uitau la cântăreață cu fețe ca de cocă, inexpresive. Myatt și Janet Pardoe străbătură grădina pe una din laturi, căutând o masă, în timp ce franțuzoaica țipa, râdea și se cambra, aruncându-și indecențele disperate spre o lume care n-o băga în seamă și nu se amuza. Pera se vedea departe și, mult sub ei, luminile bărcilor de pescuit din cornul de aur sclipeau ca niște făclii de buzunar, iar chelnerii se învârteau peste tot servind cafele. Nu cred că este nicio masă liberă, va trebui să mergem înăuntru. Un bărbat gras făcu semn cu mâna în direcția lor și le zâmbi. Îl cunoști? Myatt se gândi o clipă fără să se oprească din mers. Da, cred, e unul pe care îl cheamă Grünlich. Îl văzuse bine doar de 2 ori, odată când urcase în mașină și a doua oară când coborâse în lumina trenului care staționa. Imaginea din amintire îi era așadar încețoșată ca a cuiva pe care îl cunoscuse bine cu multă vreme în urmă în altă țară. Când trecură de masă, uită de existența lui. Uite acolo una liberă. Picioarele li se întâlniră pe sub masă, franțuzoaica se retrase legănându-și șoldurile și în scenă intră un bărbat ce veni din culise rostogolindu-se peste cap. Omul se ridică în picioare, își scoase pălăria și spuse ceva în turcă, făcând pe toată lumea să râdă. Ce a zis? N-am putut auzi, spuse Myatt. Bărbatul își aruncă pălăria în aer, oprinse, se aplecă înainte până ce ajunse cu fața lipită de picioare și rosti un singur cuvânt. Toți domnii turci râseră și chiar fețele de cocă zâmbiră. Ce a spus? Trebuie să fi fost în dialect, n-am putut înțelege. Aș prefera ceva sentimental, spuse Janet Pardoe. Am băut prea mult la cină, sunt într-o dispoziție sentimentală. Ți-au servit o cină foarte bună, nu-i așa? Spuse Myatt cu mândrie. De ce nu stai acolo? Oamenii spun că e cel mai bun hotel. Mă rog, înțelegi, al nostru e destul de bun și îmi place Caleb Gian. Mă face întotdeauna să mă simt bine. Totuși, lumea de calitate... Pe scenă dansa acum un pâlc de fete în șorturi. Purtau caschete de feroviar și aveau niște fluiere atârnate de gât, dar la publicul turc, care nu era obișnuit cu feroviari îmbrăcați în șorturi, semnificația se pierdea. Cred că sunt englezoice, spuse Myatt și se aplecă brusc înainte. O știi pe vreuna dintre ele? Am crezut, am sperat.
dar nu era sigur că la apariția fetițelor lui Dan nu simțise de fapt teamă. Coral nu-i spusese că ar fi urmat să danseze la Ptișon, dar probabil nici nu știa unde, și-o aminti cum privea curajoasă și tulburată în întunericul plin de zgomote. Mie îmi place Pera Palace." Da, am stat odată acolo," spuse Maet, "dar s-a petrecut ceva stânjenitor, de aceea nu m-am mai dus la ei." Spune-mi, hai nu fi prostuț, trebuie să-mi spui, te rog." Ei bine, eram cu o prietenă, părea o bucățică tânără și drăguță. O fată din ansamblu? Fetițele lui Dan începură să cânte. Dacă vrei să spui expres, sentimentul ce te încearcă când te ia cu frig deodată și uneori cu cald. Nu, nu, era secretara unui prieten de-al meu, Navlositor. Vino atunci încoace, cântau fetele, vino atunci încoace, iar niște marinari englezi care stăteau la mesele din spate ale grădinii, bătură din palme și strigară, așteptați-ne, venim. Un marinar începu să-și croiască drum printre mese în direcția scenei. Dacă vrei să spui expres, cât de trist te poți simți într-o cameră prea mare. Omul căzu pe spate și toată lumea izbucni în râs, era foarte beat. Maet spuse, a fost groaznic, brusc, pe la două noaptea au apucat-o pandaliile, țipa și spărgea totul, recepționerul din schimbul de noapte a urcat scările și toți stăteau și se îngrămădeau pe coridor, credeau că-i făceam cine știe ce. Și nu-i făceai? Nu, adormisem imediat, a fost groaznic, de atunci n-am mai petrecut nicio noapte acolo. Vino atunci încoace, vino atunci încoace. Cum arăta? Nu-mi pot aminti nimic despre ea. Janet Pardo spuse cu voce scăzută, dacă ai ști cât de tare m-am săturat să trăiesc cu o femeie. Accidental, mâinile lor se atinseră pe masă și apoi rămaseră una lângă alta, luminile feerice care atârnau în boscheți se reflectară în colierul ei și chiar la capătul grădinii peste umărul tinerei, Maiat îl văzu pe domnul Stein croindu-și drum printre mese cu pipa în mână. Era un atac concertat, știa că nu trebuia decât să se aplece peste masă și să-i ceară să se mărite cu el și va rezolva deja mult mai mult decât viitorul său casnic. Va cumpăra afacerea lui Stein la suma avansată de Stein, iar domnul Stein va avea o nepoată în Consiliul de Administrație și va fi satisfăcut. Domnul Stein veni mai aproape și făcu un semn cu pipa. Trebuie să ocolească puțin ca să levite pe bărbatul cel beat întins pe jos și în același moment de grație Maet chemă în ajutor toate gândurile care ar fi putut să se opună viitorului său lin și atât de clar programat. Și-o aminti pe Coral și brusca stranietate a întâlnirii lor când simțise că totul îi era la fel de familiar ca și fumul de țigară, dar chipul ei refuză să îi se arate, probabil pentru că în momentul acela în tren fusese aproape întuneric. Era blondă, era subțire, dar nu-și putea aminti trăsăturile ei. Am făcut tot ce-am putut pentru ea, își spuse el. Oricum, ne-am fi spus la revedere în câteva săptămâni. E momentul să mă așez și eu. Domnul Stein își flutură iarăși pipa, iar fetițele lui Dan dădură din picioare și fluierară din țicnale, așteptând în gară o relație să apară. Puf, puf, puf. Nu te mai întoarce la ea, rămâi cu mine, spuse Maet. Puf, 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 expresul de Stambul. Ea dădu din cap în semn de încuviințare și mâinile lor se împletiră. Maet se întrebă dacă nu cumva domnul Stein avea deja contractul în buzunar. Sfârșit. Ați ascultat Expresul de Stambul de Graham Greene. A citit Simona Soare Ivănescu.